Bună să vă fie seara, oameni buni și de departe, noroc! Da, noi am dat un blur de start, dar eu sunt aici, este ora exactă, cum se zice la știri. Noroc, bună ziua, bună seara, bună dimineața, cine de unde este, cine de unde ne privește, vă rog frumos dați-mi un feedback dacă la noi se aude, dacă la noi se vede, dacă suntem conectați și eu în câteva zeci de secunde voi începe webinarul nostru extraordinar. Topicul webinarului de azi este despre cum să câștigi ca freelancer în social media. Eu o să povestesc calea mea, cum am început eu ca freelancer. Vă voi povesti experiența mea de mentorat a freelancerilor în Republica Moldova, în România, Londra, Franța, Italia și nu doar. Vă voi povesti despre sfaturi și ceva gânduri foarte utile pentru a comunica, iar cel mai important sunt cei 10 pași, care sper mult că voi să fi stați până la final și o să aveți ocazia să luați cei 10 pași dacă planificați. Ziceam să văd de unde. Chișinău, Ungheni, Canada, haideți să văd, Irlanda, salutare la toți, salutare la toată lumea, se aude și se vede, super. România, așa, Italia, Germania, Chișinău, din toate colțurile acestei frumoase lumi. Vă salut pe toți! Cu siguranță, așa, Italia, SUA, Cahul, și Cahul e țară, și Belt, și Italia, USA! Bun! Salutare la toți! Salutare! Mie spune Dumitru Talmazan, vă salut aici și sunt foarte bucuros să abordez azi pentru voi subiectul de freelancing și posibilitățile de colaborare în acest context. Două concepte, cred eu, actuale pe care o să construim comunicarea noastră. Primul concept este conceptul de freelancing. Vom vorbi despre calibrarea rețelelor de socializare, vom vorbi despre formele de colaborare, costuri și roluri. Și al doilea concept care o să-l discutăm cu voi azi este conceptul de libertate profesională și creșterea financiară. Sunt 10 pași pe care eu șeruiesc cu toți și care mă ajută pe mine să găsesc o explicație cum și ce trebuie de făcut ca să ai un rezultat numărabil, corect, bun și frumos. Hai să vedem prin de la 1 la 100 cât de important pentru voi este să începeți să faceți o activitate de freelancing în social media. Era cât de tare vă arde. Asta e pasul 11 ca tare, dar o să-l punem la start pentru că el în general rezolvă totul. Cât de tare voi vreți asta? Nu cât de tare voi vreți să câștigați bani, pentru că banii am la tăți trebuie și nia, dar webinarul e gratuit. Dar cât de tare voi vreți să vă implicați în asta? 60, 100, 50, 9, 5, 4, 9, 5, 4, asta încă respirați voi dacă e 9, 100, 50, 50, adică încă stați la dubii, 50, Ana Maria, 9, 1 la 100 sau 1 la 10? Sper că 9 asta e 90, da? 0 în tastatură s-a blocat și nu este. Ok, 100, 25. Domnul Ionuț, că o pătrime de atenție -s gata să dedic, dar hai povestește cum facem bablosul. Cum facem banul? Din fericire, 90. Cât de mult posibil. Super! În principiu, cei peste 250 de participanți deja care sunt, în mare parte sunt persoane care ori încep să, ori se decid, ori tare ard. Noi discutăm nu mult, o să discutăm în jur de o oră jumate. Avem și o sesiune de întrebări și răspunsuri, dacă o să aveți legat de tot ce noi discutăm. O să avem și intermediar pentru cei care nu au prins ofertele noastre. O să vă dau și o ofertă pentru activitate de digitalizare. Dar dacă voi ați venit încoace după un răspuns, genul, e ca Haideți să vă desenez un scenariu ideal. O persoană, indiferent de colțul lumii în care el se află, înțelege că poate, vrea să flirteze un pic cu marketingul și cu rețelele de socializare. N-ar strica ca acest flirt să aducă și ceva bani. Poate dedica la 1, 2, 3 ore, pe 4, 5, 6 pe zi și este gata să învețe, să aștepte și să lucreze. Ca să aibă o posibilitate să câștige de la până la. Dacă te regăsești în tot ce am spus acum, continuă acest webinar pentru că am pentru tine răspunsuri. Dacă nu, atunci este butonașul roșu, ieși pentru că alte răspunsuri noi n-o să avem, cum să fii fericit, cum să slăbești și cum să faci masă musculară, este în alt webinar. Aici o să vă pregătesc acei 10 pași. Și dacă voi o să vreți să mă răsplătiți pentru acest webinar, nu uitați că puteți să faceți un tag pe talmazan.school și pe talmazan.md în Instagram și acolo putem să continuăm comunicarea, iar prietenii voștri să vadă un stories normal în viața voastră, în care este Talmazan, el acolo dă din mâini, ca întotdeauna dacă e bumerang, și din mâini, e ca în deal viața voastră să meargă, e ca ați fi ziua până și după webinar. Cine a mai fost la webinarele noastre? E ultima întrebare și începe content, dar contează întrebarea asta pentru că de răspunsul vostru contează câte slide-uri ați povestesc eu despre mine. Cine a mai fost la noi? Cine prima oară? Puneți de la 0 până la un număr aproximativ câte ori ați mai fost la webinarele noastre. Dați un semn, 1 câte ori sau 0, prima oară, niciodată n-ați fost la webinare și dacă muia voi impus soarta, soțul, soție, vecinul, prima oară 0000000000000, începem numărul de telefon 03 1 1 1 2 031 12 0, niciodată. E că mă e prima oară. Ok. First time. Așa, eu nu vă știu de unde am primit mesajul la webinar. Max, precis undeva ai fost înregistrat la evenimentele noastre gratuite. Toți cei care au primit mesaj de mail sau SMS, conform la tot ce se întâmplă în lume, trebuie să undeva îl lese. Nu am cumpărat bază de date, am expediat la baza internă și publicitatea. Ori influence marketing-ul, de ce? De pe acolo. Așa că de la Nata, da, de la Nata avem inclusiv foarte mulți prieteni și acolo. Respectiv, Max, ție și la cei care încă mai sunt și prima oară mă văd, dacă marketingul, digital marketingul, social media și profesia voastră vreți să combinați, ori să vă dedicați 2, 3, 4 ore și să faceți de la 100 la 1000 și varianta de la 1000 în sus, sunt două scenarii, azi vă povestesc despre ambele scenarii, o să te regăsești bine ai venit și sper mult să nu te dezamăgesc și să nu pierzi timpul în zadar. Cei care mă văd prima oară, văd de la Nata, de la Olga, așa, cu tine prima dată. Da, Veronica, eu cu tine tot. Important să n-audă soțiile noastre, ori soță. Așa, super, eu de la Olga, eu prima dată vin la tine și trebuie făcut un jingle de asta. Dar n-am știut că așa e de gine. Bun. Mie spune Dumitru Talmazan, pentru cei care mă văd prima oară, ca să vă dați seama de ce eu pot azi să vorbesc despre social media. Lucrez de 7 ani plus deja în social media. Peste 300 de companii promovate, peste 3.000, deja 4.000 de participanți în cadrul evenimentelor noastre de instruire, cursuri de Facebook, Instagram, publicitate, marketing. Peste 50.000 de participanți în evenimente și peste 450.000 bugetul administrat de către compania care administrează SAP Digital Team, axată pe promovarea în rețelele de socializare. Sunt expert certificat Facebook, ceea ce îmi permite să am dreptul să vorbesc pe de o parte despre subiectul social media, MBA, speaker internațional și toate aceste bunătățuri. Sunt nu pentru că cumva I'm MBA, baby. Nu. Da, asta sună frumos. Dar aceste 2-3 slide-uri le introduc de fiecare dată pentru ca să dau răspuns celor care privesc, spun, dar cine e băiețelul ăsta? ce-a ascuns tu acolo, femeie, bărbate? Este o persoană care a avut tare multă experiență până azi să vadă zeci de departamente de marketing, sute de pagini de Facebook, sute de pagini de Instagram, zeci de angajări. Și azi, cei care vor să lucreze, experiența mea am pus-o într-un subiect și în câteva slide-uri. Așa că, ca să vă dați seama că, nu neapărat că mentor, dar istoria mea a început cam aici, cam a apărut cine este parte din istoria mea? Cine ține minte Nokia 1100? Cine? Cam când Nokia dansa pe masă, atunci am început eu să fac marketing. Peste 10 ani de zile în urmă, cam așa arătam eu. Eu mă uit și zic câteodată, Dima, asta tu ești. Dar așa arăta Dumitru Talmazan 10 ani în urmă, dând interviu la un canal de televiziune despre nunți. Am avut agenție de wedding și acolo am început flirtul meu cu social media. Natalia zice că fără barbă e mai ok. Natalia, tu acum îmi vrei rău, eu să înțeleg, da. Fără barbă, copiii mei acasă nu mă prinesc, dar tu vrei să fii mai ghine. Dar gusturile nu se discută și emisiunea asta nu e aici. Respectiv, am început activitatea mea antreprenorială și am început să fac social media. Pe timpurile cele, când încă Odnoklassniki și hi-fi era la modă, cam așa arătau postările în social media. Trebuie să menționez că trebuia neapărat dimineața să pui o poză cu bună dimineața și ne ține minte, dați inimioare să văd dacă singur aici din tema asta. Și important era, foarte important era să pui poza ta în unghieri. Deci dacă priviți încă o dată la această postare, vedeți în partea din colțul drept la mine, stâng, mă tincă la voi, este Dumitru Talmazan și poza lui. Asta era foarte important. Ca branding-ul personal, atunci nici nu era fraza asta, amuia sunt cursuri și oameni care se pricep la branding personal, atunci nu era așa conceptul, trebuie pur și simplu să pui poză. Mai mult ca atât, trebuia să pui poză dimineață, amiază și seara. Eu nu știu de ce, dar noi asta făceam. Respectiv, de atunci au trecut foarte multe. Zic eu o frază, noi făceam postări nu pentru că înțelegeam, dar pentru că trebuia. Adică, pur și simplu, așa era primit. E că asta e poza din 1 decembrie 2014, unde am primit premiul Wet Sale, una din cele mai bune agenții de nunți, și eu puneam aceste poze, numai că dacă observați, partea de jos este watermark, încă așa pe timpuri se respecta acest element. Acum, total alt vector este. De ce eu pot să afirm că cumva am trecut în acest domeniu, în ai mei ani tineri, dar am trecut de la etapa de formare a pieței de social media până la etapa acum în care noi deja avem IR, VR și toate automatizările, pixel, șmixel și nebuniile date, care sunt complexe și convenționale poate, dar sunt complexe. Respectiv, ultim gând despre mine și începem contentul. Mai ieri am fost și eu freelancer. Asta este important să știți, că cei care vor să activeze ori activează. Eu înțeleg cât asta este de greu, ușor sau real de făcut. Și vă spun că este real dacă rezultatul care eu l-am obținut o să vă placă și voi să vreți să faceți parte din acest rezultat. Cu siguranță noi putem să fim utili unui altul. Respectiv, activitatea mea, chiar dacă a început în anul 1988, când eu m-am născut la Sarata Galbenă, cel mai mare sat din lume și mai frumos, am terminat Colegiul de Comerț, am terminat Academia de Arte, de profesie eu sunt director de casă de cultură, dacă trebuie de organizat concert, la mine. După care am avut, vă spuneam, agenția Special. Am început activitatea antreprenorială 2013-2012, am fost social media manager în companiile Granat, OM, Marsala, Niagara. Am fost angajat, după care am început să fac freelancing. După ce am început să fac freelancing, am din 2018 până în ziua de azi, am activitate de speaker în 4 țări și am câteva companii la activ în care dezvolt ori comunicarea digitală, asta este agenția SAP, ori comunicarea de instruire, asta este Talmazan School, ori un proiect foarte fain și frumos care trebuie să-l deschideți promcapsula.com și să dați like lui Dăinița. Și respectiv în contextul ăsta azi și mai multe puteți să vedeți pe paginile de socializare, formează cumva dialogul, monologul, dar dialogul, dacă voi văd, sunteți toți aici, cineva de la Academia de Arte, tot și la colegiu, Nicu, webinarul de regulă până în 2 ore durează, noi am finisat practic să facem partea introductivă și trecem la partea de conținut. Deci cumva e ca până în anii de formare eu am fost și angajat, am fost și freelancer, am fost și liber profesionist și startuper, pe urmă am început să fac activitate antreprenorială. Azi un ingredient care vă spuneam că erau 10 pași, am dat un pas în plus și încă unul vă-l dau, este timpul, care foarte puțin azi pot să își permită, ori să-l înțeleagă, ori să-l aprobe, dar este un ingredient de timp, care dacă vrei să fii bun, nu poți face e ca așa, indiferent cu și mentorate, consultații și restul. Este necesar să vă formați carcasa. Este ca și la sport. Nu poți într-o lună să îți ridici masa musculară în format clasic. Desigur că tu poți să bagi steroizi, dar asta o să fie altă istorie. Dar standard există o perioadă în care tu trebuie să schimbi sistemul de somn, sistemul de hrănire, de mâncare, tot trebuie să schimbi. Fix așa este și un freelancer. Dacă tu azi ești la prag și vrei să faci primul pas în lumea de activitate social media, ești mămică, stai cu copil acasă sau ești tatic, stai cu copil acasă sau ești student și vrei să combini, despre toate astea o să discutăm. În spatele meu azi, ca ultim argument, stau foarte multe companii care le-am instruit, care am promovat, care am consultat, pe care le-am ghidat, indiferent în formatul de digital comunicare sau de consultanță sau de promovare. Domenii diverse, de la frumusețe la construcție, la horeca, medicină, sport, e-commerce, business, industrie, beauty, multe, multe domenii. Acum, dacă o să-mi scrieți unul din domenii, probabilitate foarte mare că eu am trecut acest domeniu. Pe de altă parte, noi am lucrat foarte mult cu instituțiile de învățământ. Avem instruiri prin instituțiile de învățământ la nivelul de traininguri pentru studenți, pentru elevi, la nivel de securitate în online, securitate cibernetică. Avem traininguri faine corporative pentru brandurile mari din diferite domenii. Avem un program extraordinar care se cheamă program Mentor My Business, în care au fost deja foarte mulți oameni parcursul la ultimii 2 ani de zile. Probabil o parte din cei care sunt aici ați fost la vreun training de instruire la noi sau ați trecut vreun program. Chiar salutabil ar fi să-mi scrieți: eu am fost la voi. Cine a trecut măcar vreun training, măcar vreun curs, măcar ceva, ca să vedem câți aici din absolvenții noștri sunt, pentru că asta este foarte important, vă rog foarte mult în contextul ăsta. Astăzi vă spuneam că sunt fondator la câteva companii, venitul lunar este de la 70.000 de euro și un profit de 10.000 de euro. Eu nu cred că asta este posibil într-o lună. Eu nu cred că asta este posibil ușor, dar asta este posibil. Deci dacă voi vreți să faceți un profit de până la 1.000 de euro, de regulă sunt câteva etape, până la 200 de euro e foarte ușor, până la 1.000 de euro destul de greu, de la 1.000 greu, de la 5 complicat, de la 10 ireal. Adică eu acum, dacă să vreau să maștabez afacerea și să fac deja nu 10, dar 25.000 de euro, mie mi este mult, mult mai greu cum mi-a fost să ridic venitul pe care pot să-l scot din afacere de la 1.000 spre 5.000. Și respectiv, în contextul dat, tot ce azi eu o să vă vorbesc este în contextul acestor momente. Avem unde verde să pornim la drum. Dacă voi sunteți gata, dați-mi fire, go, haideți. Mie îmi place să vă provoc la anumite acțiuni, pentru că măcar cumva văd un feedback din partea voastră. De aceea dați-mi, vă rog frumos, un plus, go, 100, ceva, ca să înțeleg că voi sunteți gata să începem. Preludiul meu o luați sfârșit. Sper mult că eu v-am predispus să ascultați cu atenție, să vă notați ideile, să faceți stories-uri, să tăguiți Talmazan School, talmazan.md, să vă faceți o concluzie și să fie utilă discuția noastră pe subiectul de freelancing și posibilitățile de câștig în acest domeniu. Super! Așa, deci, stimați prieteni, prietene, colegi și cei care ne iubesc tare și nu prea. Când noi începem activitatea, noi trebuie să începem cu o simplă întrebare. Unde voi vreți să fiți expertul? Cât mai mulți bani vreți să câștigați, înseamnă că voi trebuie să fiți cât mai profund și mai bun în ceea ce faceți. Eu am făcut o greșeală la început, mai ales când am început să fac traininguri. Făceam toate trainingurile. Făceam și pe Instagram, și pe Facebook, apăruseră și Odnoklassniki, cineva ne spunea poate faceți pe LinkedIn, de ce nu, poate pe YouTube, de ce nu, dacă este cerere, de ce să nu facem ofertă? Și asta a fost o greșeală. Asta a fost în jur de vreo 6 ani în urmă, pentru că după primul, a doilea an de minus, am schimbat acest vector, am anulat toate cererile pe direcțiile care nu nu aveau legătură directă cu Facebook. Și m-a nișat doar pe un punct. Eu am zis, în următorul an eu voi lucra în domeniul Facebook. Și chiar dacă la noi veneau solicitări, eu nu le luam. Pentru că îmi cream o prezență de asociere. Dumitru Talmazan, Facebook. Chiar cei care mă cunosc de foarte de mult, probabil ați avut și voi această asociere, Dumitru Talmazan, Facebook. Pe urmă am crescut în zona de Dumitru Talmazan, social media. Acum total este o altă strategie. De ce primul pas pe care trebuie să-l faceți voi, dacă vreți să începeți o activitate în contextul de freelancing, este să vă apreciați pe ce platformă vă spuneți accent. De ce este important? Pentru că fiecare platformă pe care acum o să le analizăm are specificul ei. În timp voi puteți combinați, voi puteți fiți și câteva profesii, și social media, și copywriter, și designer, și media manager, și storymaker, depinde de capacitatea voastră de producere. Dar dacă voi sunteți în punctul 0 sau în punctul 1 și vreți amuia mult și tet, o să o dați în bară. Mare probabilitate. De aceea voi trebuie să știți minimum că totul în viața asta începe de la marketing. Și marketingul arată în formatul următor, ceea ce înseamnă că el este un organism viu care are interacțiuni zeci de platforme, începând de la online cu offline, începând de la social media cu Google, cu search engineering și cu AR, VR, remarketing, marketing, copywriting, video production. Foarte multe lucruri se întâmplă în marketing. Normal că voi nu puteți să le asimilați pe toate. Cineva când a văzut harta asta, cu siguranță s-a gândit și asta, harta metro, harta unde e ascunsă comoara, se numește harta. De ce noi din această hartă o să luăm un punctișor, voi acum nu-l vedeți, dar eu le extrag așa vizual și noi ne merim în zona de social media. Adică din tot marketingul noi mergem în social media, care la fel are foarte multe activități și el face parte din marketingul online, care este format din Google, din diferite canale de comunicare. Și în interiorul acestui canal de comunicare, social media, noi avem, așa zisă, la noi în companie este așa o vorbă, se cheamă Floricică. Maria îi spune Floricică, respectiv a să vă fac cunoștință acuși cu Floricica noastră. Este ce fel de rețele sociale azi pot fi întrebate și voi puteți să le luați ca reper de a fi expert sau a fi specialist în direcția asta. Respectiv să pornim. Prima rețea socială pe care voi puteți să o luați în considerație este Facebook. Cu siguranță, da. A doua, Instagram, Odnoklassniki, YouTube, TikTok, Twitter, Vkontakte, LinkedIn, Viber, Skype, Pinterest, asta și nu-i. Asta e Snapchat, WhatsApp, Telegram, Clubhouse. cu siguranță încăpați mai fi, spre exemplu, dependență de țara în care vă sunteți, regiunea în care vă sunteți, contează că sunt specifice. Spuneți-mi, vă rog, mult acum, această florășică vă pare reală ca un om să înțeleagă specificul detalizat în context de expert peste tot? Uitați-vă încă o dată la dânsă. Vă pare reală ca tu să te prișechi, să faci postări, să faci setări, să faci publicitate, să faci analitică și dacă o să o faci corect, asta înseamnă că trebuie pe fiecare rețea socială să adaptezi conținutul? E real să facă asta tot un om și să o facă bine? Multe companii au prezență în aceste rețele sociale și mulți specialiști la fel sunt prezenți. Dacă o faceți conștient, precis o faceți necalitativ. E ok să fii conștient. Cel mai rău este când încă ești neconștient, adică voi pur și simplu să fiți prezenți în acea rețeală socială, sunteți pentru că trebuie, nu pentru că e corect. Dar sunt reguli în formatul ăsta. De ce? Dacă voi la prima etapă o să vă apreciați și eu o să, când o să discutăm despre cei 10 pași, unul din pași este și acest punct adițional, va trebui să vă apreciați unde tu vrei să fii expertul. Mai mult că atât, câteodată există așa o chestie că tu poți să alegi Instagram-ul, dar nu Instagram-ul, dar Instagram Stories. Și atunci ești încă mai nișat. Floricica Dumitru trebuie să aducă rezultate și roade. Dacă nu aduce, tu aici totul în zadar. Cu siguranță, cu siguranță, cu siguranță. Orice acțiune trebuie să fie numărată. Dacă voi aveți treabă cu marketingul, nu uitați de 3 blăstămuri. Romi, roasul și dacă încă și băgăm a treilea despre business, ăsta e roiul. În baza căruia se face tot dansul. Cum noi putem să interacționăm cu aceste rețele sociale? Voi aveți posibilitate să alegeți unul din vectorile de forme de colaborare. Deci ne-am apreciat cu rețeaua socială, gândiți-vă, dar cine eu vreau să fiu? Eu vreau să vă povestesc că sunt 3 forme prin care voi puteți să lucrați în direcția dată. Prima formă, și vă prezint un tabel, puteți să vă faceți screen, vă lăsăm un pic mai mult, este forma de freelancing, in-house și outsource. Forma de freelance este forma de persoana care lucrează la distanță, de regulă asta sunt cel mai des întâlnit oamenii care stau cu copiii acasă și mai combină, oamenii care din motiv de sănătate nu pot să iasă din casă și mai combină, studenții și mai combină sau oamenii care lucrează la un lucru și mai eu și o leac de lucru acasă și mai combină și în sensul ăsta. A doua formă de colaborare este forma de colaborare in-house. Este atunci când tu te duci să te angajezi fie la o companie, fie la o agenție și prestezi unul din serviciile care noi o să vedem ce roluri există acolo și câte le costă. A treia formă către care poate să mergeți este forma de agenție, este outsource. Este forma în care tu poți să-ți creezi propriul proiect, să angajezi oameni, să găsești clienți și să faci mai mulți bani. Ordinea de prezentare a acestor proiecte inclusiv este ordinea prin care real am trecut eu, freelancer, angajat, agenție și cel mai des e foarte ușor să treci spre agenție dacă tu ai fost ori angajat, ori freelancer. Pentru că dacă tu n-ai fost nici angajat, nici freelancer și vrei să deschizi propria agenție, trebuie să ai un ingredient care se cheamă bani și capacitatea să angajezi oameni buni. Atunci te descurci. Dar dacă tu vrei să lucrezi ca agenție, dar n-ai avut experiență ca freelancer, probabil o să o dai în bară. Eu nu sunt freelancer, eu vreau să fac cursuri în această zonă, să mă focusez doar la Facebook. Încep, dacă corect înțeleg întrebarea, încep doar cu partea de Facebook și pe urmă vin rotație. În general, eu la foarte mult le sugerez să înceapă cu Facebook-ul. Indiferent vă place el vouă sau nu. De ce? Ecosistemul publicitar a Instagramului este a Facebook-ului. Știind foarte bine Facebook-ul, veți ști și Instagram-ul. Dar invers nu o să primească dacă luăm tandemul Facebook-Instagram. Există și alte tandemuri. Despre ele cu siguranță discutăm și mai departe. Outsource, agenția. Este un deja nivel în care poți să câștigi și mai mulți bani. Cine, în general, sunt eroii acestor forme de colaborare. Și aici, la fel în tabel, am pus un capitol de definiție care v-l-am dat, cât costă și ce avem noi. Noi avem project manager, noi avem social media manager. E important să faceți diferența dintre project manager în direcția de digital marketing și SMM manager. Mulți angajează SMM și o parte din voi, dacă aveți activitate, voi spuneți că eu sunt SMM-șic sau eu sunt social media manager. Și ce faci tu ca social media manager? Dar ce fac? Administrez rețele de socializare. Fac niște postări, mai fac un bus post, fac o poză, fac un text, mai redactez, mai pun informații pe site, mai răspund la telefon, mai descarc un camion cu produs, duc la facturi, la contabilitate și încă post совместительству, în colaborare, sunt și soția proprietarului. Da? Adică deseori este ca așa un scenariu când social media managerul este TET. Și a fost asta. TET. Așa. Respectiv, eu am o altă viziune. Social media managerul, în viziunea unei structuri corecte de lucru în digital, este persoana care este un project manager pe social media. El se ocupă de acțiuni de research, de coordonarea activității copywriterului, designerului și media managerului. El este un soi de coordonator a rețelelor. El postează, cred că să fac și un boost, dar el este mai mult un vizionar care poate să simtă rețeaua socială, să facă un research, să facă audit, să facă concepte de postări. Pentru că deseori persoana care este designer, el deloc nu are gust și timp de research, ori invers. De aceea în unele proiecte se cere anume social media manager, nu social media manager în context de general. La început nu este exclus că ca SMM manager să faceți tot, dar dacă vreți mai mulți bani, dacă vreți mai mult nișare și creșterea asta să fie sus, nișați-vă, specializați-vă într-o direcție. Dumitru, Instagram e mult mai înaintat, Facebook are audiență pe bune ultimii ani. Nu! Oxana, toate rețelele socializare au audiență de la 18, 13, la 65 de ani, toate, începând la Odnoklassniki. Doar că există așa un termen, citiți în online, se cheamă Jobs to be done, este un format de avatar a clientului. Absolvenții la cursurile noastre au trecut acest capitol și știți că eu povestesc acolo despre asta, în care noi zicem că e un soi de comportament în contextul ăsta. Pentru cei care nu au trecut niciodată elementul de instruire la noi, spre exemplu, programul Primii pași în social media. E că întrebarea asta și mai gine, una sau a doua, să fim Instagram sau în Facebook, este un bloc, un capitol, scopul rețelei de socializare, în care eu explic foarte detaliat cum Facebook-ul poate să fie platforma de bază și ce fel de comportament acolo este. Instagram-ul fiind un lifestyle, dar TikTok fiind awareness și total alt tip de conținut. Eu să rog colegii mei să pinuiască aici, eu mai pe urmă să vă povestesc, dar cei care sunt mai progresisti sau se grăbesc și întâmplător nu o să fie să beneficieze de oferta noastră a programului de Facebook Primii Pași, care, apropo, cei care s-au înregistrat și în thank you page ați beneficiat de 9 €, este de 49 și am dat-o doar 9 €. Noi dublăm oferta aici în webinar și va fi valabilă doar în webinar. Acolo povestesc detaliat despre fiecare rețea socială și o să puteți să vedeți în ce direcție poate fi. De ce? Adică puteți să clicați în comentariu pinuit pe curs sau să o faceți mai pe urmă, salvați-vă acest mesaj dacă sunteți la telefon, să nu pierdeți discuția mea. Cum putem începe a lucra în SMM? Acum, Mihaela, acum o să explic și deja am început să mergem în pași. Notează point-urile de bază despre care eu vorbesc și trebuie să cunoști neapărat un lucru și tu, Mihaela, și toți ceilalți, că indiferent de rolul pe care o să le alegeți, freelancing, in-house, outsource, indiferent de rolurile pe care o să le alegeți în funcție de activitate, există elementul de cost. Și când noi vorbim de cost, cineva zice că nu merge not found page, acuși colegii mei o să rezolve întrebarea asta cu not found page și o să schimbe comentariul, de ce puteți să-l scoateți și pe urmă să-l puneți. De ce în formatul ăsta, când noi vorbim de cine lucrează, deseori ne întrebăm, dar cât costă? Cât costă un specialist în social media? Păi iată, dacă noi să ne uităm la acea hartă care am desenat-o pentru voi și puteți să faceți screen, este că un project manager avem 3 nivele el ca freelancer, el ca in-house și el ca outsourcer, un project manager care are în coordonare proiecte. Spre exemplu, noi acum căutăm project manageri pentru cursul de digitalizare. Poate fi part-time, poate fi in-house, respectiv part-time ar însemna și o bucată, un fel de freelancer, să achite de regulă 100-200 de euro pe lună. Ca angajat poate să achite in-house 200-500 de euro pe lună. Ca outsource companie tu poți să prestezi servicii ca agenție digitală până la 1000 de euro pe lună dacă vrei să coordonezi proiectele altor oameni. Social media manager divers, de la 25-50 de euro per pagină, iau freelancerii, până la 100-200 de euro per pagină iau freelancerii. Asta înseamnă că dacă clientul tău are două pagini, Facebook și Instagram, tu poți să ceri ori 50-100, ori 100-300 de euro pentru o pagină. Ceea ce acum și-a creat așa o situație specifică în piață, că mulți nu vor să lucreze in-house, pentru că, cum vedeți, angajatul in-house primește de la 5.000, de la 250 la 500 de euro, dar el ar putea ca freelancer să iei doi clienți și să aibă acești 500 de euro și să lucreze două ore. De ce foarte mulți care au posibilitatea in-house nu o fac, pentru că acolo se plătește un pic mai puțin. Ca agenție voi puteți să luați deja un pic mai mult. Fix așa, designerul, copywriterul, o funcție nouă este storymaker, persoana care se ocupă cu administrarea TikTok-ului și a Instagram-ului, care poate să facă montaj în cut story, in shot, lip, vip, mip, în toate aplicațiile date. Foarte multe companii au nevoie de așa funcție și sunt gata să plătească. De ce? Adică, inclusiv, apropo, din cei care mă privesc, dacă voi întâmplător căutați de lucru ca angajat, v-ați decis că să mergeți ca angajat, scrieți-mi talmazan.media la noi, la parteneri, la clienții noștri. Toate funcțiile astea care le vedeți acum în ecran, toate sunt întrebate. Deci, dacă voi puteți ceva din ceea ce vedeți acum pe ecran, fie că project management, voi sunteți un bun în task manager, fie că social media, sunteți un creativ bun, aveți gust, aveți ciuică, simțiți piața, simțiți produsul, designer care nu aveți experiență de design foarte mult, dar știți să vă descurcați cu Photoshop-ul și pe rețele socializare, postările, prezentările, puteți să le faceți. Sau copywriter, știți foarte bine a vorbi limba română, rusă, engleză, franceză, știți ortografie foarte bine, care e mai corect. Traffic manager, persoana care setează publicitate, pe Facebook, pe Instagram sau pe TikTok sau pe Odnoklassniki sau pe LinkedIn, adică este persoana care se ocupă doar de publicitate, el nu trebuie să știe texte, ar fi bine, dar el nu este obligat în formatul clasic. Sau analytic manager, una dintre funcțiile nu prea întrebate, dar foarte strategică. Asta este persoana care știe să facă rapoarte în social media, să instaleze metrici, pixel, Google Analytics, conversii, să interpreteze aceste metrici și să le îmbunătățească. Respectiv, aici e foarte important să înțelegeți că oportunități sunt să câștigați de la 100 la 1000 ca angajat și să nu aveți probleme cu partea de unde se iau clienți, dar dacă vă știți sau puteți să găsiți clienți sau sunteți gata să lucrați pentru clientelă, atunci vă puteți să faceți de la 1000 la 5000 de euro și deja de la 5 în sus ca companie. O să arăt și acest scenariu. Respectiv, spuneți-mi, vă rog, foarte mult, luând în vedere că sunt diferite forme și nu vreau să prezint acest webinar ca formă în care tu pur și simplu o oră pe zi și faci 10.000 de euro. Nu, trebuie de muncit, vrei 10.000 de euro, ireal, dar vine lângă mine, lucrează cât eu. Sau lucrează o oră, dar n-așteptați 10.000 de euro pe lună. Și atunci, când noi vorbim de rezultat, trebuie să calibrați acum, la nivelul ăsta, când ați înțeles că este o viziune de profesii, există niște rețele de socializare care au nevoie de aceste profesii, există anumite forme de colaborare în care vă puteți să vă investați, să vă manifestați în aceste profesii. Există nivel de complexitate. Și aici vreau să vă prezint și să vă notați formele de complexitate. Dacă, apropo, cineva scrie că ceva, conectarea s-a pierdut, dacă la voi întâmplător eu m-am oprit sau aura voastră o făcut eu să îngheț în ochii voștri, mai sus este un butonaș roșu, clicați pe el și probabil o să se facă bine, sau faceți să refresh la browser. Respectiv, elementul de complexitate decide foarte mult cum voi veți aborda pașii următori. Prima formă freelancing are câțiva parametri. Spre exemplu, o să o colegi să-l facă mai mare. Încrederea în freelancer este 5 din 10. Încrederea este scăzută. Dacă vouă vă trebuie părere bună despre voi, nu toți freelancerii în piață, indiferent care, poate să confirme, să-mi infirme că freelancerii așa toți au părerea că ei sunt necalitativi. De ce? Pentru că au apărut mulți, pentru că nu intră în profunzime, o iau superficial și nu dedică timp la studii. Și prestează un serviciu necalitativ, antreprenorii, business-urile au experiență cu freelancerii și știți cum, odată o greșătură și după asta tăți îs narcomani. Respectiv, în contextul ăsta, freelancerul este cu grad de încredere un pic mai scăzut. De ce în faza asta, dar flexibilitatea este 9 din 10. Adică, comparativ cu un angajat care are un grad de încredere mai mare, dar flexibilitatea, o să le deschid chiar pe toate ca să le aveți în comparație, flexibilitatea în freelancing e mai mare. Angajatul trebuie să vină la oră, dar freelancerul lucrează când vrea, adică de dimineață până noapte târziu. Mai departe, responsabilitatea la freelancer e mai puțină. La antreprenori, dacă priviți chenarul 3, outsource, acolo e 10, acolo e 9, adică tu ca agenție ai flexibilitate și încredere mai mare, dar și responsabilitate mai mare. Logistică mai puțină ca angajat, dar ca agenție mai mare. Deci, plus, venitul tău poate fi de la 100, la 400 de euro, asta ușor. Cheltuieli 50-150 de euro. La angajat tu ai vreo 250-700 de euro venitul, salariu, și ca cheltuieli ai mai puțin, dar agenție tu ai vreo 250.000, jumătate de milion venitul, profitul, dar și cheltuielile sunt mari. De ce? Când voi aveți posibilitatea să luați o decizie, gândiți-vă inclusiv prin prisma asta. Așa, dacă o persoană ar putea fi storymaker la talmazan.md, angajează persoane începătoare. Cristina, storymaker începătoare, noi nu angajăm, dar dacă tu vrei și storymaker și tu zici că eu cu mâna stângă, cu ochii închiși, montez un video rachetă și ai privit 260 de videouri cum asta se face și vrei tare, atunci noi putem să vedem care din clienții noștri sunt în necesitate și să te recomandăm. Cine aici caută job, am nevoie de cineva bun în marketing, creați Facebook, pe Instagram, beauty, business, scrieți, vă rog frumos. Diana, comision nouă pentru plasare de produs. Mai departe, sunt peste hotare și nu am carci nici pe net. Probabil cineva încearcă să achite, dacă vorbim, da? Colegi, dacă voi, sus, este oferta cu acești primii pași, care va fi pe parcursul webinarului. Eu o să vă dau mai multe detalii mai încolo, dar ea în loc de 49 costă 9 euro. Sunt aici oameni care au cumpărat-o și cu 21 și cu 9 euro, că am avut diferite oferte. Acum noi ne-am pus un scop să popularizăm digitalul și să dăm oportunitate ca oamenii să înțeleagă și asta să mămșcu și să mănâncă. Și acest curs din peste 50 de videouri înregistrate în orice colț al lumii, puteți să-l priviți oricând vreți, este disponibil deja. Așa că completați formularul dacă nu puteți achita, colegii mei să revină la voi, ori scrieți pe talmazan.school și acolo ei o să vă ajute cu drag. Așa, poate fi chiar, dacă am mai puțin de 18 ani, da, poate fi, formatul trebuie de văzut. Cu siguranță, luând în vedere că ești minoră sau minoră, Ana Maria. Cu siguranță este întrebare legată de unde-s părinții și unde-s știu unde duci tu și restul detaliilor. Aici trebuie discutat cu părinții. Dar noi avem cazuri când copiii lucrează pentru afacerile părinților, pentru afacerile rudelor, când părinții vin la noi și trimit la cursuri tineri de 11-14 ani, pentru că fiți de acord, dacă sunt aici părinți. Copiii de 16 ani azi nu sunteți voi de 16 ani ieri. Ei au un chip acolo care... De ce? Adică vârsta ori 50, ori 16 nu contează, contează și aici, și aici, și cât de tare arde curul. Curul ăsta e cuvânt în franceză, presupune o activitate complexă de situație la moment. Și de moderatori a webinarilor sau cursuri online aveți nevoie. Tac, toți și legat de, ca să nu transformăm webinarul nostru în platforme de HR, scrieți în privat și acolo putem să discutăm. De ce vreau să Înțeleg un lucru. Dacă noi înțelegem că există Facebook, Instagram, Odnoklassniki, Twitter, YouTube, toate aceste rețele sociale, dacă noi înțelegem că în cadrul acestor rețele sociale noi putem să colaborăm prin 3 forme, noi putem să fim freelanceri, să dedicăm 1, 2, 3, 4, 6 ore, noi putem să ne angajăm ca specialiști cu un grafic de part-time sau full-time, sau noi putem să creăm agenții, ori să dezvoltăm propriul proiect și să prestăm servicii de social media, e formă, putem să câștigăm de la 50 până la 5.000 de euro, dependență de ce formă, de ce calitate, de foarte mulți factori, contează foarte mult la această etapă ce poți să-mi oferi tu mie, nu cât vrei tu. E ca, ce poți concret să-mi oferi? Pentru că de regulă așa se scrie, gen, nu am experiență, vrem 4-6.000 de lei, 300, 200 de euro, 100 de euro, adică tu n-ai experiență și tu vrei ceva. Păi nu dormi vreo 20 de ore. Și încearcă să înveți ceva. Există webinare. La YouTube la noi sunt vreo 20 de webinare gratuite pe diverse teme. Există cursuri la 9 euro. Colegi, 9 euro, 200 de lei, nici caleanul atâta nu costă. Pe grapefruit. Respectiv, în sensul ăsta, montajorul nostru când auză calean de grapefruit, o chihagios, că nu costă 200 de 9 euro. Așa, 999. După am predat, mulțumesc. Deci cursul este online. Cei care se înregistrează sau beneficiază sau au beneficiat, cursul este online. Voi învățați când vreți. Ne meriți într-un chat, acolo sunt deja aproape 300 de beneficiari care acum s-au înregistrat și au cumpărat și le-am dat acces. Respectiv, voi vedeți când vă este comod. Întrebarea mea către voi, până la momentul dat, ca să punctăm și să calibrăm, este următoare. Cine vrei să fii tu? Scrieți-mi, vă rog frumos, din tot ce eu am spus, cine vrei să fii tu? Project manager? Sau tu vrei să fii social media manager? Sau tu crezi că vrei și poți să fii designer? Sau tu preferi, sau te gândești că ar fi fain să te descurci ca copywriter? Sau tu te gândești că ar fi bine să-ți dezvolți activitatea în traffic manager, să lucrezi cu publicitatea? Sau îți place și ești destul de dinamică, vrei să faci stories-uri, TikTok-uri, trăiești cu lumea asta și poți să aduci acolo rezultat? Sau analytic manager, ești așa mai cumpătat, mai în cifre, mai în Excel-uri, mai. E foarte important că echipa, dacă vrei să iei agenții, tu trebuie să ai toți supereroii ăștia. Dacă vrei să faci TED, să mămci cu ăsta care este ciuda-iuda human homo sapiens, el este un fel de tot, care face tot peste tot, de tot cu tot. Calitatea deseori suferă. Nu că nu e real, dar suferă. De aceea, haideți să vedem, analytic manager, super, tare rar la noi așa mesaj vedem. Copywriter, română rusă, Oxana, tare la bun preț, SMM manager, dar mai dați-mi și formatul, in-house, freelance sau outsource. Designer nu devii, te naști, nu-i drept Ion, designer devii, te naști, webinar prezentator. Da, există și gustul care poți să înveți cât n-ai învățat, dar dacă freelancer, designer, să avem copywriter, mi-ar plăcea copywriter. Fac tot în afară de copywriter, fix așa, nu-mi place copywriting-ul, greu de tău, trebuie să mă fac toate pentru a dezvolta afacerea mea. Da, cei care sunt prezenți aici trebuie să înțelegeți, inclusiv pentru noi este așa o chestie că antreprenorii să înțeleagă că e ca în spatele la o postare stau toți supereroii ăștia. Nu așa e tipa, ei, ce faceți voi acolo niște postări? Ecaterina, agenție, succes, Ecaterina, sper mult că să-ți reușească, acolo e tare ghiniu, dar tare greu. Eu 2 ani de zile eram în minus. Așa, dar e posibil și acum poate alt scenariu poate fi, inclusiv pe agenție noi avem mentorate, așa că dacă vrei să o faci repede, sună-mă. Așa, freelancer, copywriter, ok, bun, dacă spuneam că ca să asigurați acest volum de lucru, voi trebuie să știți tot. Și eu cum mă contrazic? Deci eu până mă spuneam Dumitru, eu nu spuneam Dumitru, dar eu spuneam, e nevoie să vă specializați dacă vreți să deveniți specialiști. E nevoie să mergi în profunzime dacă vrei cec mare. Și acum eu spun despre faptul că trebuie să știi tot. Și vreau să explic. Un specialist în social media, copywriter, dacă nu înțelege ce asta înseamnă rețea socială și scopul rețelei sociale, el va scrie texte de dragul textelor. Dacă un designer nu înțelege că stories e 16/9, dar un Facebook e 9/16 și nu trebuie mult de 20% de text, sau videomaker nu știe că ar trebui și titri, sau dacă înțelege că nu trebuie videouri să faceți de astea cu Larisa și Maria și zi de naștere, compania, logotipul și acolo bubuc și 25 de secunde voi numai intro-ul faceți. Videomakerul sau production managerii, foto, video, trebuie să știi că în social media este 1, 2, 3, 4 secunde, gata, nu v-am prins, v-am pierdut. Și ce înseamnă că ar fi fain ca, indiferent de rolul pe care vă îl luați, să înțelegeți măcar ce înseamnă boost post, chiar dacă sunteți copywriter. Dar dacă sunteți proprietari de afacere sau vreți să lansați o afacere, cu seamă că trebuie să știți tot. Dacă vreți să fiți agenții, precis trebuie să știți. Eu cu partenera mea, Alena Florea, am avut așa situații în 5 ani de agenție, vă spuneam, primii 2 ani în minus, noi am avut foarte multe echipe pierdute, scăpate, concediate, acum avem o echipă din superior Roy, that is Catwoman, și noi am avut așa chestii că trebuia să facem activitate la toți. Pentru că s-au concediat toți. Noi am avut când vreo doi au început să facă bunt și noi am dat afară pe toți, pentru că nu era altă soluție. Și împreună cu Alina duceam și copyright, și SMM, și Canva, și Mamsa, și Tatsu, și tot. De ce? Pentru că eu știu tot procesul. Tu nu poți să mă măgești pe mine în agenții, pentru că eu am fost și freelancer și angajat și eu știu tot fluxul. Este așa tehnologie la McDonald's, înainte să vii în top management treci tot procesul, ca să nu m-am născut deodată director și ăștia muritorii ăștia, cum îi cheamă pe deșa, angajații. Ceva acolo vin, ceva acolo fac. De aceea, în contextul dat, dacă voi vreți să înțelegeți, nu vreți să mergeți foarte în profunzime și să înțelegeți. Aici e și acest link, care voi îl vedeți sus și să rog colegii mei să dea și în comentariu. După ultimul gând care vă-l dau acum, începem cu acei 10 pași, pentru că acum o să vă dau posibilitatea să înțelegeți ce în general înseamnă primii pași în social media sau digitalizarea. Respectiv, dacă voi vreți să faceți cunoștință cu social media, eu recomand în general la toți să treacă acest curs, mai ales că el costă 9 euro, este 50 de videouri. Prețul lui, vă spuneam, este de 49 de euro standard după webinar, dar acum oferta este doar de 9 euro, cu posibilitatea să achitați online sau completați acel formular pe link-ul care voi îl aveți în descriere și în comentariu și colegii mei o să revin la voi. Dacă voi n-ați reușit să completați, acolo vă dă eroare 404, 606, scrieți-mi în Instagram talmazan.school, talmazan.school, scrieți: vă rog frumos, dați-mi link să mă înregistrez, să cumpăr, că am înțeles la webinar că trebuie să înțeleg ce înseamnă social media. Ce o să primești la final? E că dacă investești 200 de lei, cât acolo, 10 $, 9 euro, echivalentul, da? 9 euro, dacă investești, ce primești la final? Ai acces la 2 capitole, 10 module, peste 50 de videouri și screencast-uri pe o platformă unde tu poți în orice oră, în orice colț, să privești aceste materiale. Tu ai posibilitatea să accesezi fișiere și PDF-uri pas cu pas pe care noi le implementăm pentru clienții noștri, pe care noi le sugerăm să fie lucrate. O să ai și ghiduri, ghid cum se setează publicitatea, cum se instalează pixelul și alte ghiduri importante. Tabele, tabele foarte bune, tabele despre avatarul clientului, despre acest jobs to be done, despre caracteristica în dependență de ce fel de tip de comportament tu ești, flegmatic, sangvinic, cum scrim textele pentru dânșile, un test extraordinar de fain. Strategia de produs, acolo sunt 8 pași. Pur și simplu am orgasm mental când vorbesc despre aceste 8 pași în curs, pentru că asta e fundamentul. Analiza concurenței, strategie per canal, mood board-ul strategic, mood board-ul de postări, planul de postări, rapoartele, încă zeci de tabele care sunt importante pentru o activitate complexă, trebuie să le știi. Dacă tu ești social media manager, știi ce am spus eu până mâine, tu spui și aici ceva au zis, zici repede, zici tare, nici n-am înțeles. precis, clicați, scrieți, linkul este pinuit în acest chat, linkul este în descriere. Foarte mulți o cumpărat deja, super, și deja studiez. Tatiana, super, felicitări, ai spus așa, unde e linkul? Diana, am răspuns. Natalia, eu în ultima perioadă și în live și în asta mă simt parcă sunt la ăștia. Dar, 76, dar, 32, și mai repede. Chiar se merită. Nu mi-e rușine. Știți când creați produse care nu ți-e rușine să vinzi lui mama ta? E ca nie, tot nu ne rușine. Respectiv, foarte multe tabele care noi le-am structurat pentru voi în contextul de prezent. Cel mai important teme pentru acasă. Noi avem project manager și nu mai trebuie încă unul care lucrează cu voi și care vă ajută să accepte lecția, să vă dea un feedback. Eu mai intervin acolo și plus planificăm să organizăm și live-uri închise cu participanții doar acestui program. Respectiv, aveți posibilitatea să deveniți parte din absolvenții noștri și să beneficiați de această ofertă frumoasă de doar 9 euro acum, clicând pe linkul care îl aveți în comentariu sau pinuit. Respectiv, asta era repriza care am pregătit-o pentru voi intermediară și dacă să începem calea spre o libertate financiară, dacă să începem calea spre libertate financiară, atunci noi începem cu acei 10 pași. Haideți să vedem ce acolo este și de ce trebuie să parcurgeți acești pași. Așa, cumpărat. Eu vreau project manager. Elena, scrie-ne pe talmazan.school. Am fost la webinar, vreau project management, dați-mi detalii. Așa, cumpărat, super. Cei care au cumpărat, super. Ana Gore, răule, asta eu? Voi nu vedeți că aici și luminează? La voi nu se vede. Nu. Extrem de mult vreau să mulțumesc celor care au făcut stories. La mine aici vin notificări, talmazan.school și talmazan.media. Mersi că voi faceți asta, eu văd stories-urile voastre. E plăcut și pentru mine este unul dintre formele de răsplată pe care voi puteți să le faceți pentru munca care eu fac în live-uri în fiecare marți sau aici în webinarele o dată în lună, 2 ori în lună. În sens bun, da, înseamnă că sunt rău. Asta, pentru că așa era, tipa, răule. Pe urmă spate de tăiet asta și de pus în TikTok. Respectiv, 10 pași. Atent, ne-am desconcentrat de la cumpărături, nu mai cumpărăm nică, ne concentrăm la 10 pași. Primul pas pe care trebuie să îl faceți ca să mergeți spre o libertate profesională, ca să începeți să câștigați ca freelancer sau ca să înțelegeți că freelancing-ul asta va și nu pentru voi. E că acest insight mulți se tem să-l rostească. Acest insight mulți se tem să se gândească, adică tu vrei să spui că eu trebuie să dedic vreo 200 de ceasuri în viața mea ca să-mi dau seama că asta nu e pentru mine? Asta e poate cel mai frumos lucru care poate să întâmple în general în evoluția unui om. Ca tu să nu cu ochii închiși toată viața, dar tu să petreci 2-3 ore și să dai seama, nu, mie nu-mi place social media. Eu vreau să mă duc în project management. Respectiv, în contextul ăsta e foarte important să ne răspundem sincer la întrebarea nu câți bani vreau, dar ce pot eu azi să dau. Vreți 20.000 de lei? Scrieți-mi mie în Instagram. Scrieți-mi, vreau 20.000 de lei, dar nu uitați să-mi scrieți după asta. Pot să-ți ofer în schimb, dar nu propuneți grâu și servicii sexuale. Pot să-ți propun în schimb și spuneți-mi ce puteți voi să faceți în digital. Puteți project management, director, poți să ridici compania nu știu unde, ce poți? Eu pot să-ți spun ce pot eu să-ți fac. Pot să-ți spun pe pași ce pot eu să-ți fac pentru 1.000 de euro, pentru 5, pentru 10.000 de euro. Cel mai mare contract al nostru a fost de 25.000 de euro. Foarte greu era să explic ce pot eu să fac pentru suma asta. Știam că nu pot cedez mai puțin, dar știam că dacă eu nu explic de ce, dorința mea nu are nici un sens. De aceea, primul pas care voi acum îl notați, pentru ca libertatea voastră să deveniți liberi, profesioniști și sinceri cu voi, în primul rând, este timpul. Pentru ca să nu te afecteze, eu citesc formularea. Vă rog frumos, faceți screen-uri și înregistrați audio tot ce îți duc în acești 10 pași. Pentru ca să nu te afecteze deciziile. Primul pas pe care trebuie să-l faci este să te întrebi câte ore pe zi poți să dedici acestui nou flux, acestei noi profesii în cadrul domeniului social media. De timpul care tu poți să-l dedici va depinde un criteriu foarte important. Cât de repede o să ai rezultat. Deci, care este logica? Adică tu poți o oră de timp. Eu pot 3 ore să dedic, să fiu freelancer, să prestez servicii adiționale. Noi să avem 2 fluxuri total diferite. Tu din când în când da să flirtezi cu social media, dar eu zilnic, constant și direct. Eu nu odată am povestit despre faptul că tot ce voi vedeți în cadrul legat de tehnica, de live, de toată zona asta, eu probabil peste vreo 200 de ore le-am privit în YouTube, în limba engleză, probabil și engleza am învățat-o așa cum o știu eu, let me speak from my heart, din YouTube, din videourile care trebuia să înțeleg ce înseamnă black magic, backlight, frontlight, și toate prostiile astea. De ce? Pentru că trebuia. Întrebarea, ție-ți trebuie? Ție îți trebuie să faci 2-300 de euro, sau vrei 500.000 de euro. Vrei 500.000, atunci uite de o oră pe zi. Spate așa noi o oră, să vin undeva și nu să-mi plătească. Nu în social media, există alte profesii. Și ele încă sunt mai vechi ca social media. Și am înțeles că sunt mai interesante. Timpul decide și trebuie să aveți acum 10 puncte pe foiță și în raport cu fiecare punct eu vreau să vă scrieți răspuns. Și cei mai ingenioși să facă poză și să mă tăguiască în Instagram pentru că eu să pot să văd că voi mă auziți. Cum ne găsim de lucru în acest domeniu? Unde ne adresăm? Alina, urmărește 10 pași, este răspuns la întrebarea ta. Pasul 2. Direcția. Deci, pasul 2 este elementul de direcție, dar permiteți-mi să dau un slide în urmă. Un slide în urmă unde despre timp mi-am pus o întrebare și aș vrea ca voi să răspundeți la ea. Cât timp poți să dedici tu? E ca cei care se află aici. Noi avem 300 de oameni în live. Cei care se află, ce răspuns aveți la întrebarea asta? Cât timp tu azi real poți să dedici freelancing-ului, social media, fie că ești proprietar de afaceri și o să faci asta pentru afacerea ta, fie că ești angajat și vrei să te duci în part-time, asta 4 ore, full-time 8 ore, sau ești freelancer. Peste 2 ore, 4 ore, 5 ore, 8 ore, 4 ore, 3, 4 ore, maxim 2, 4, 2, 3, 5, 7, 4, 4, 6, 2, 5, 2, pentru răspunsurile voastre am un filtru. Rezultatul îl vom primi 2 tabere. Prima tabără este tabăra care dedică până la 2 ore. Rezultatul și de la 5 ore. De ce? Până la 2 ore este foarte, foarte puțin. Puteți să luați 1-2 clienți și excepție este doar dacă tu asimilezi informația foarte repede și ești foarte dinamic. În rest, dacă tu vrei 1000 de euro, asta înseamnă că tu ai nevoie de câțiva clienți, dar asta înseamnă că tu nu o să poți să-i dedici timp destul în 2 ore pe zi sau 1 oră pe zi. Tu, ca să-l găsești, o să trebuiască să stai în forumuri, spre exemplu. De aceea, în contextul ăsta, vine elementul de cât timp va trebui tu să dedici acestui domeniu ca să fii profitabil. A doua întrebare, punem în coloniță. Direcția. V-am spus, domeniul e vast și ultimii ani au apărut și Clubhouse și a dispărut Clubhouse și a fost Snapchat și de amânui Snapchat și în dependență de ce țară sunteți, o anumită rețea e mai bună, o anumită mai nu bună. Sunteți în China, mai apare și WeChat. Sunteți în altă țară, Facebook-ul e mort, Instagram-ul e primul, în altă țară Twitter-ul e la putere. În dependență unde voi sunteți, dar e divers. E divers. Apreciați-vă. Câte ore și pe ce rețea socială vreți să vă focusați. Eu vă recomand 1, 2, 3, maxim 3. Sau una ideal în profunzime și restul 2, 3, 4, 5 în analiză. Pentru că când te vei întâlni cu potențialul tău client s-a angajat și nu o spună, da, voi faceți pe Pinterest? Și tu spui, da, și Pinterest, de rețea socială? Pinterest asta când vrei să faci reparații în casă, știuți cum n-a să arăte apartamentul tău. Adică trebuie să înțelegi că YouTube este rețea socială. Și chat-urile sunt tot canale care au strategie aparte. De content marketing, de publicitate, de follower, de trafic. De ce în contextul ăsta să înțelegi piața ar fi bine. Eu aș compara asta cu medicina. Dacă voi aveți prieteni în medicină sau dacă întâmplător ați fost binecuvântați să vă înscrieți la Universitatea de Medicină, indiferent la care țară, vă știți că primii 6 ani de zile, dacă nu greșesc, dar eu nu greșesc, chiar dacă am greșit, oamenii învață medicină generală. După asta, încă vreo 300 de ani de zile învață profesia lor și dacă da Domnul, ori lucra în domeniul medicinei. Deci învață foarte mult. Respectiv, dacă să luăm toată floricica noastră la pasul 2, putem să o numim ca medicină generală. Și aia că aici, pentru medicină generală, intră perfect cursul de primii pași în social media. Unde noi toată floricica asta o descompunem în tabele, în explicații, așa că click și dați-i gazul. Pasul 3. După ce noi am stabilit timpul și direcția, un pas mega important. Deci, atenție! Dacă voi mai ați îmblat prin casă sau ați fost foarte neatent, pixul era în altă mână și foaia era ascunsă, pasul numărul 3 e cel mai preferat al meu pas. Pentru că eu, mulți îl fac, apropo, dar nu știu că el face parte intuitiv din strategie, dar mulți nu-l fac. Eu îl numesc follow. Deci pasul numărul 3 presupune o acțiune de research. Deci tu azi trebuie să te duci și să cauți prin social media, prin Google, prin mediu, prin prieteni care te înconjoară, cei 3 P, cu scopul de a identifica top specialiști care lucrează pe direcția selectată de tine. Urmărește activitatea lor, follow la rețelele lor de socializare, accesează pagina web, vezi cum vorbește în live, în personal, în webinare, vezi unde învață el, pe cine urmărește el, vezi calea prin care a trecut, startul de domeniu ca să atingă rezultatul către care și tu vrei să mergi. Cu alte cuvinte, pasul numărul 3 este pasul care presupune că, spre exemplu, dacă cineva vrea agenții de digital marketing, voi trebuie să vă abonați la Talmazan Dumitru, să ascultați începutul la webinar și să vă povestească istoria lui, să vă uitați în highlight-uri unde a învățat și a însemnat certificarea Facebook și cum a el 3 ani de zile a dat examenul la Facebook, să vedeți cum el a dat MBA 1 an de zile, să vedeți cum el trăiește. Pentru că acolo și un răspuns tare interesant, așa mai departe. Vreți voi și aveați. Dacă voi alegeți 2, 3, 5, voi să vedeți că există o chestie care o fac tăți. Dar există chestii care o face unul și a doilea nu face. Mulți nu pun accent pe asta, pentru că nu dau importanță genul părerii dintr-o parte. Dacă chiar eu inclusiv am calibrat gândul ăsta, pentru că mă uitam mai în comentariu și e un fel de inspirație, cineva spune și cineva acolo de comentariile fake vorbea. L-am pierdut. Dar deseori poate să pară că genul prezența în social media expertului nu pare reală. Însă dacă voi o să alegeți și o să faceți research-ul corect, eu vă asigur, în fiecare domeniu, de la copywriter până la analitic, poate cu excepția storymaker-ului, dar și aici este. Vă uitați în video production, acolo tot se poate găsit. Există zona asta de experți care deja au obținut ceea ce vrei tu să obții peste 2-3 zile, o lună, 2-3 ani. Pentru ce tu să treci pașii pe care, sau să-i cauți, dacă ei sunt deja făcuți. Eu am trecut această cale. Deci eu până azi săp adânc. Spre exemplu, unul dintre eroii care eu îi urmăresc și care pentru mine par încă neînțeleși de ce ei sunt populari și de ce ei au ce au, asta este Gary Vaynerchuk. În America. E un rus, numai că el e născut în Rusia, mai bine zis părinții, dar el trăiește în Statele Unite de când e el. Așa, cel puțin țin minte eu, ca biografia lui. Însă el se socoate unul dintre top influence person în social media, în digital. Deci în toate știrile americane, când ceva se întâmplă, în Chișinău vorbește Talmazan, dar în America vorbește Gary Vaynerchuk. Noi ne sunăm câteodată, dar e despre altceva. E despre faptul că există benchmark-uri care voi trebuie să vă le puneți. Și în contextul ăsta, eu sper mult că voi pasul 3 o să luați în considerație. Dumitru a făcut plata, dar nu am primit în e-mail ghidul cu primii pași. Nicu, dacă am făcut plata acum sau azi, noi avem de ieri până azi, dacă nu greșesc, până la 200 de solicitări. Maria azi n-a să doarmă, ea o să ocupe de tot asta, să vă dea acces. Procesul nu e automatizat, noi dăm acces pe platformă, formăm grupuri de aceea. Dacă ai făcut achitarea, așteaptă, te rog frumos, apelul curând o să se rezolve toate detaliile și noi neapărat o să-ți dăm acces. Respectiv, pasul 4. Pasul 4, punem 4 și scriem. Dacă tu ai ales domeniul social media, începe să faci research doar de alt gen. Începe să faci cunoștință cu canalele pe YouTube, cu webinarele la acești experți, cu cărțile legate de industrie dată. Adițional, nu toți asta se facă pentru că nu la toți le-i dat și nu toți asta pot. Însă, adițional, eu recomand voi să studiați psihologie, NLP, business, management. Asta ține un criteriu, nu dat de toți, dar ține un criteriu legat de ce fel de calibru de expert vei fi tu. Dacă, spre exemplu, tu ești un project manager și ai abilitate de business proces sau înțelegi business procesul sau ai săpat în alt vector care merge în paralel cu profesia ta, tu vei fi cotat mai bun. Adică tu intri în companie și la noi se angajează project manager. Cine acolo a scris? NLP este neuroprogramare. Știți când se zice că vă programează Kasperovski la televizor face NLP sau când vânzătorii romi ei vă hipnotizează, da, vă neurolingvistici are o formulare. Dacă scrieți în Google NLP, neapărat o să fie. Cursul oferă certificat. Cursul poate să ofere certificat confirmativ de trecerea cursului. Când îl treceți, putem să vă îl transmitem online sau veniți în oficiu și vă dăm și în offline. Programare neolingvistică. Mulțumesc mult! Respectiv, când noi vorbim de partea asta de upgrade a cunoștințelor, nu toți să o facă. Spre exemplu, mie foarte mult mă ajută în consultațiile pe Mentor My Business sau în discuțiile pe comunicarea cu voi, în webinare, faptul că eu vreo 3 ani în urmă m-am interesat de Excel sau de vânzări. Asta face diferențe tare des. Spuneam, mulți proiecte la noi vin și el nu are Excel. Excel pentru dânsul asta este ca ceva așa, Disneyland. O auzit, știi, în viață nu a fost acolo. Respectiv, după și 3 și vreo jumătate de an și angajații noștri nu dorm vreo 3 nopți și fac Excel-uri, fix ca în Disneyland. Iese cu ochii roșii și excited. Pur și simplu scrieți lui Maria în Instagram, ei să vă povestească experiența project managementului și a Excel-ului în viața ei. Respectiv, când tu vrei, întrebarea mea este da. Și atunci precis o să găsească companii care să aprecieze ceea ce dai și o să se întoarcă în zecit. De aceea, analizând în pasul 4 activitatea, slide-ul încă o dată cine vrea avea, da, vă rog, pasul 4, e despre faptul că tu începi deja să intri în temă. Tu începi deja să faci acest research, acești pași și o să rog chiar și colegii mei acolo cu comentariile, dacă se poate fi moderarea, că eu mă sustrag câteodată și acolo sunt cineva obraznici. De aceea, în contextul ăsta, mergem spre pasul 5, în care, dacă voi v-ați apreciat cât timp vreți să dedicați, Dacă voi v-ați apreciat pe ce fel de rețea socială vreți să mergeți, dacă voi v-ați apreciat cu lista persoanelor care voi o să le dați follow și o să începeți să urmăriți activitatea lor sau să vă inspirați din activitatea lor, dacă voi dând follow mai învățați și ceva literatură în paralel și mai învățați și niște lucruri care nu legate doar de copywriting, de profesia care ați ales, sau de social media, de profesia care ați ales, doar și ceva care să vă ajute. Următorul pas este pasul 5, este instruirea. Noi avem lista, în pasul 3 avem lista de experți de top care voi ați selectat, da? Această listă voi urmăriți. De regulă, cu siguranță se regăsesc printre ei și speakeri care au cursurile, care fac consultații. Voi deja trăiți o leacă în temă. Noi, dacă luăm timeline-ul de 5 pași, deja au trecut și îți vă arăt cât timp trebuie dedicat la fiecare din pași. Și respectiv, voi înțelegeți o chestie că aceste personaje care voi le-ați luat și le-ați dat credit din credere în prima fază, au diferite evenimente. E ca la pasul 5 este timpul ca voi să începeți să cumpărați vreun curs, să începeți să solicitați vreo consultație, să discutați poate personal cu acest speaker. Pentru că voi nu zadar l-ați pus în listă. Pentru că voi vă uitați și voi spuneți, e că dacă eu știu acolo, e ca cum e el sau ea. Înseamnă că eu o să-mi ating unul din scopuri. Poate tu vrei și mai sus, poate tu n-ai să ajungi până încolo. Dar și atunci dacă tu stăviți cu Dumitru Talmazan la o consultație și spui, Dumitru, eu vreau agenție de digital marketing. Eu, apropo, cât mai sus sunt oamenii, ei cu cât mai deschiși sunt dacă voi corect formulați întrebarea și găsiți calea. Eu am avut ocazie să vorbesc cu foarte mulți antreprenori care înainte să întreb, gen, da, dar și dacă să-l întreb să merită sau nu, el să-mi răspundă, cu cât e mai deștept omul, cu atât mai puțin el zice nu, că este secret. Eu nu aș da un grad de deșteptăciune lui Talmazan, dar nu e cel mai prost om din lume. Respectiv, dacă tu vii la mine și spui, Dumitru, eu vreau să deschid agenție de digital marketing, spune-mi, te rog frumos, și să nu fac? Eu te întreb, unde vrei să deschizi agenție? Și tu așa, aha, dacă mă să zică de unde e el, el a să-mi zică o prostie, că eu sunt concurentul lui? Nu. Noi în mentorat avem oameni care au agenții de digital marketing. Noi teoretic creăm concurent. Fișca este că indiferent ce vreți voi să faceți, vă trebuie pentru freelancer 3, 5, 10 clienți, pentru agenții 10, 20, 30 de clienți. Adică, vă dați seama, vă trebuie 5, 10, 50, 100 de clienți pe an. Restul, cine să-i promoveze? De unde v-ați luat că concurența nu trebuie? Sunt zeci de companii care spun, Dumitru, dați-ne SMM-șic, dați-mi un freelancer normal care ați lucrezi 2 ore, dar normal ați lucrezi. Nu eu să-i spun de pixel și să facă niște ochi, de parcă e în Harry Potter, i-am spus un blăstăm. Adică e important ca voi să fiți buni. Și atunci clienți sunt tare mulți. Și sunt oameni care spun, uite, dacă deschizi agenții, nu deschide firme deodată, nu de grăghie. Nici oficiu nu-ți lua, stai o leacă, nu fă oficiu și director, cu carte de vizită, logotip, oprește-le. Fă alți pași. Dacă faci, fă la altă rotație. Nu lua alătăți macuri. Lucrează din internet club. Dacă tu ai 300 lei la suflet, dacă tu vii ca investițional, dacă tu vrei să iei piața, dacă tu ești expertul și ai precis încă experți, acolo e altă istorie. De aceea, când noi vorbim de partea de instruire, când noi vorbim de partea de 5 pași, încercați la acești experți la care voi le-ați dat credit din credere, încercați să vă instruiți de la ei. Dar știți de ce voi le-ați dat credit din credere? Pentru că ei vă sunt simpatici. Nu neapărat în context sexual. Ei vă sunt simpatici ca creier, ca mood, ca tempo, ca flux. Adică ați avut situația când tu asculti un speaker și e că te nervează. E că eu sunt sigur, noi din 300 de oameni care sunt aici, vreau unul de voi, dar auziți, e și cu clownul ăsta, stânge-l, faeleară, că am ușa să... Adică, eu nici nu i-am făcut, el prima oară mă vede, sau ea, dar eu îl nervez de-amul. Pentru că, probabil, atmosfera, cum eu vorbesc, cum n-am de mâini, cum eu fac asta, totul asta influențează. Dar altcineva zice, e ca măcar un om normal care vorbește normal, nu. Bună seara, domnilor și domnilor, să vorbim despre social media prin prisma circumstanțelor care se obțin prin analiza circumpuselor pe ziua de azi. Da? Adică există diferite tempori. Și voi când ați ales speaker, voi ați ales ceva ce vă voi ușor să ascultați. Pentru că în prima fază vă voi greu să învățați. Vă voi greu să înțelegeți toată lumea asta. Pixel, audiență, business manager, conversii, copywriting, AIDA, Gmail, Yandex Metrica, rapoarte, analitică, tare multe lucruri care au parte din voi. O să le fie foarte greu. O să le fie foarte greu să înțelegi totodată. De ce alegeți acele persoane care măcar ați vă fi plăcut să le ascultați? Pentru că dacă, spre exemplu, vă duc un exemplu foarte simplu. Dacă voi vă flirtați la un nivel mai înalt cu marketingul, probabil voi ați auzit de așa personaj ca Igor Mann. El are #1 book în marketing. Și exista alt personaj, Ilya Balakhnin. Ei sunt doi, în Federația Rusă sunt doi experți foarte buni. Dacă voi ați văzut vreodată Business Models, există Mikhail Dashkiev, proiectul deja noi, dar care a fost, și Pyotr Osipov. Eu sunt sigur că voi ați fi de acord cu mine și voi să înțelegeți punctul 5 și am pus aici punctul. Cineva, pur și simplu, nu poate să-l răbde pe Pyotr Osipov. E ca, cum vorbește, cum din nadmennă, cum cineva prostă orgasm mental cum vorbește Mișa, cum el pe puncte, cum el așa încet vorbește despre lucrurile care sunt argumentat cu tot în contextul dat. De ce eu, spre exemplu, nu pot să-l ascult pe Pyotr Osipov. Nu intră. Nu intră. Dar Dashkiev, crăsavcic, Man e greu pentru mine. Igor Man, el așa este un domn cu experiență extraordinară, cu creier și cu... Deci, gigant. Dar Balakhnin e intră mai gine. Nu, tipa, e mai ușor să ascult conținutul lui. Eu înțeleg exemplele lui, eu înțeleg limbajul lui. Deci, acest pas 5, puneți-l ca tantră, mantră și neapărat implementați-l. Pasul 6 la noi este acțiuni paralele. Am trecut de jumătatea critică și în timp ce faci cunoștință cu domeniul și specificul funcției date, care ai ales tu unul dintre cele vectore, în paralel cu studiile, cu instruirea, cu plată, cu experții, identifică 3-5 prieteni sau branduri și propune-le gratuit serviciile tale. La un feedback posibil să pui logo, explic ce am vedere aici. E nevoie să începi să implementezi cunoștințele care tu le înveți în traininguri. Deci, în paralel, tu probabil încă lucrezi sau încă nu atât de bine te pricepi la asta, rotațiile tale sunt mici, probabil. Deci, când noi vorbim despre pasul 6, aici noi vorbim despre elementul că trebuie deja să începeți să implementați. Spre exemplu, ați luat cursul de digitalizare, acolo se vorbește, fă analiza concurenței. Și tu zici, hai așa să fac un exemplu din cap. Nu. Găsește un prieten sau gândește, poate ai avut tu un hobby sau găsește o companie și fă-le gratuit. Dar, dacă vrei să ai o activitate de freelancing pe termen lung, spune, uite, îți fac gratuit, eu n-am experiență, promit să nu fac nici rău, o să fac ca 1, 2, 3, iată și vreau să implementez, dar unicul ce vreau să, la final să-mi dai un feedback. Înscrieți cu video, cum vreți, logotipul companiei să-l luați. Pentru că să ajungă timpul, când peste jumătate de an, voi o să fiți deja la alt nivel. Și să găsiți acele persoane o să fie foarte greu. Și noi într-un live eram și cineva spunea, hai mai las-o-mă frate, vreun prieten de nostru din România, noi am mai avut 5.000 de absolvenți și instruiți. Deși noi când spunem despre prietenii noștri din România, vorbim așa. Și i-a spus să intre pe talmazan.md. Pentru la colaborări și de bătaie cu logotipurile. Eu strâng toate logotipurile. Asta este artefactul, asta este argumentul meu în fața voastră. Că eu nu pur și simplu am citit în Google. Ar fi bine să faci un research. Nu, asta este ceea ce am trăit eu, ceea ce eu aș recomanda la copiii mei. Vrei și freelancer? Da. duci și învață lecțiile. Respectiv, în contextul ăsta, începeți să faceți paralela. Ai avut experiență să oferi servicii pentru corporații mari. Dumitru, dacă noi vorbim de corporații mari, există și așa o fișcă, știi că dacă e corporație de-a mai mare, dar dacă e corporație în Moldova, nu neapărat că e mare. Companii mari, da. Spre exemplu, telecomunicațiile, beauty-sfera, spre exemplu asta, Estel, noi am făcut crearea departamentului de marketing, este în Moldova și cu aspect spre România, Multelecom, Repromed, sunt consultații mari de mentorat, Art Granit, pe România, Dent Park, am făcut consultații inclusiv Tucano, Coffee Moldova, am fost 3 ani în urmă, la începuturi încă, în consultații pe direcția de creare a structurii pe social media a rețelelor de socializare, pentru că erau multe și trebuie cumva de structurat. Multe și mă mândresc cu asta. Inclusiv ministerele de educație, inclusiv toată poliția din Moldova, de patrulare, presa, au fost instruiți de noi, inclusiv profilactic pe rețelele de socializare. De aceea, când prestați servicii, în practică, precis bate gramatica. Deseori noi ne ducem în practică fără să știm gramatica și atunci noi facem multe gafe. De-aia că practica, dacă se combină, pasul 5-6, o să fie rachetă. A trecut la cât timp și uitați-vă că deja voi puteți, în paralel, după cei 3-5 primii prieteni, să încercați să faceți primele vânzări. Pasul numărul 7, price dumping. Price dumping, un termen din engleză care spune, spre exemplu, că poți, recomandabil sau ar fi o variantă, ca dacă în piață costă 100 de lei, 10 euro, dă-l cu 3 euro. Și oamenii pentru care prețul contează, îți cumpere de la tine, chiar dacă ei nu te știu până amuia. Pentru că când prețul este mare sau mediu, oamenii se întreabă, dar și tu ești? Adică cui dau eu banii? Dar când prețul acolo este din $2, ați avut feeling-ul ăsta când voi de pe AliExpress cumpărați tăcii mai bun de $2 ceas de chele, da? Adică vă nu contează compania și Feinstreiser, voi prima oară ați auzit de dânsa și de cu culoare de leopard, dar voi dați ăsta $1-2 de ce? Pentru că spuneți, ei și dacă n-a să vină, și $1 se pierde mult, da? Deci sunt deseori etapele când voi veniți ca freelancer și compania spun, da, spuneți-vă frumos, ce experiență aveți? Da, cum nou ne-a scris aici cineva, spune Dumitru, la voi spaci, voi veniți și spun, ce experiență tu ai? Și îi spui că n-am experiență. N-ai experiență, dar vrei bani. Interesant, așa, moldovenește, românește, culturelește. Adică, dacă vrei, trebuie să vii la mine și spui, Dumitru, eu sunt gata să lucrez jumătate de an gratuit, dar după asta vreau 20.000 de lei salariu. Și uite ce pot eu peste jumătate de an. Ne trebuie pur și simplu timp, ne trebuie platformă. Dă-ne o platformă în care eu pot să dezvolt abilitățile mele. Project management îți trebuie. Toate proiectele le punem pe un nivel că a să vină experții internaționali, spui, cine asta a făcut? Arătați-mi omul ăsta. Cu siguranță și brandul trebuie să fie corespunzător angajatului. Deci noi deseori ne merităm unul pe altul. În contextul ăsta, când noi vorbim de price dumping, încercați să vindeți. E ca un următor pas, la 2, 3, 4, deja ați făcut, la voi sunt logotipuri, țineți minte, ați cerut feedback-ul. Și când voi veniți următorul și îmi spune că da, ați avut experiență? Știu, dar cum? Ia uite, buticul de cafea de lângă Asem, eu am făcut, noi postări facem, plus bambini in the house, haine pentru copii eu am făcut, compania asta eu am făcut, adică tu deja nu ești pur și simplu persoana care îți că eu vreau. Tu deja ai în spate, dar eu n-a să verifici calitatea sau n-a să înțeleagă calitatea. Dar dacă tu ai făcut și calitativ și el ați verific și el ați convingă că tu coști, ștung și dai un preț mai ieftin. Precis șansa să iei acest client. Important este că tu trebuie să înțelegi că la început tu dai mai mult decât ei și peste 3, 6, 12 luni tu iei mai mult decât dai. Și în termen lung, de 3-5 ani de zile tu vei lua mai mult beneficiu decât ai dat. Dar ai dat cât o trebuit. Paradoxal, poate am încurcat-o, dar ascultați încă o dată, tocmai mie mi-a plăcut. Tu la început nu trebuie să iei mai mult decât poți să-mi oferi mie. Ca în timp, tu să poți oferi mai puțin, dar să primești mai mult. Dar ceea ce tu ai oferit este de ajuns și fair play în dialogul vostru cu potențialul client. Pasul numărul 8. Decide. Uitați-vă, până aici, posibil ai fost angajat, posibil, dar tu deja sau lucrai așa tu neserios, spunem așa, sau nu atât de complex. Dacă tu ai făcut 3-5 prieteni cunoscuți sau proiecte gratuite, dacă tu ai vândut la vreo 5-10 oameni, tu deja ai modelul de succes, tu deja ai prestat serviciu în o zi. Concedează-te. Ia că cel mai trist sfat pe care îl dau de obicei în contextul acestui moment este concedează-te. Pentru că tu nu poți să dedici o oră de vreme dacă tu vrei rezultate mai mari. Tu nu poți să faci mai mult. Tu poți să rămâi la acel nivel. Tu poți să rămâi la cei 1, 2, 3 clienți. Tu poți să continui să lucrezi unde lucrezi. Tu poți să continui să faci ceea ce ai făcut. Nu este exclus acest scenariu. Dar dacă, spre exemplu, întâmplător, tu ai ajuns la această etapă și acum o să vă dau câteva scenarii de termen și bani și tu spui, trebuie mai mult. Înseamnă că trebuie focus mic spre altceva. Cineva vrea slide-ul 7 încă o dată, poftim. Slide-ul 7, faceți screen, Diana. Așa, iar la pasul 8 spuneam că e necesar să mergem un pic mai departe, deoarece în pasul 9 este creștere. Următoarea etapă este cea mai complexă. Etapa nouă, etapa de creștere, este cea mai complexă. Pentru că etapa nouă să ajungă cei care vor să facă un profit de la 1000 de euro sau cei care vor să-și deschidă propria agenție în scurt timp. Poate nu azi, poate nu mâine, dar în scurt timp. Respectiv, în contextul ăsta, e foarte important să crești. Creșterea presupune că poate e nevoie deja să faci un logotip, poate e nevoie să faci un landing page, poate e nevoie deja să te gândești la o formă. Spre exemplu, eu la această etapă m-am gândit că brandul meu în online se va numi Talmazan Digital. Eu chiar am așa pagini de Facebook cu 7000 de followeri și Instagram și după care noi am făcut Asap Digital Team și Talmazan School. Talmazan Digital a rămas așa în neunde. Dar era o pagină de business din numele care eu făceam live-uri, expertiza mea o spuneam, adică în contextul ăsta neapărat trebuie de avut. Cineva vrea și slide-ul 9 și 6, o să încercăm să dăm. Respectiv, uitați-vă, slide-ul acest 9 sau această creștere este că tu nu mai poți să lucrezi în același scenariu cu aceleași rotații. Tu trebuie să mergi pe direcția de task management, poate Trello, poate Asana. Tu trebuie să ai o structură și să începi deja să pui pe alte procese capacitatea ta și strategia ta. Înainte să merg la pasul 10, eu vreau să vă întreb pe voi, pe cât de relevant apreciați conținutul care l-ați auzit până la momentul dat? Dați-mi un feedback de la 1 la 10, printr-o frază, cât de relevant pentru voi este, ceea ce zic eu, cât de aplicabil, cât de real, adaptat și cu sens este activitatea pe care eu acum o realizez. Dați-mi un feedback instant, vă rog, foarte mult. Așa. Până când pozitiv, mediu între 9-10, Neliu zic că 8, o zic binișor, dar trebuie să mai stărui, Dumitru. Așa. Ok, super, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Și Costin, eu și pentru tine am și în continuare lucrăm pentru Costin, că el o zic că e 8. Dacă, sincer, feedback-ul vostru contează, anume în formatul în care, dacă eram în sală, în offline, eu avea să văd reacția voastră, ochii voștri. Asta e unul din forme care eu aș putea să văd feedback-ul și mă bucur că pot fi util. Pentru mine la început e greu de înțeles, puțin din cauza că vrei să spui multe. Eu am luat cursul fără vreo tangență cu domeniul, ultimii bani de pe card, Tatiana. Eu sper mult ei să mulțească și cât mai repede treci cursul și aplică și un client. Dar înțelegeți că cei care vor să facă social media, dacă voi n-ați clicat pe acest link și n-ați luat cursul care este într-o ofertă excepțională, voi din primele 7 zile de lucru în orice formă din social media. După acest curs, voi puteți să vă scoateți bani. Nu este nici nu investiții. Asta este minim trebuie pentru profilactică. Eu am încercat de câteva ori și nu se primește. Ana, te rog mult, dacă ai completat, precis noi avem informații despre tine, dar dacă întâmplător până mâine seara noi nu revenim în context de feedback și să-ți confirmăm achitarea, scrie pe talmazan.school și acolo o să-ți dea link direct spre achitare. Așa, pasul 9 vorbeam despre creștere. Și pasul 10, dezvoltare continuă. E ca pasul 10 pentru agenții și pentru cei care, în general, vor rachetă. Pentru 1000 de euro, până la 1000 de euro, cred că vă ajung primii 6 pași. Dar dacă vreți mai mult, trebuie și pasul 10. Ce înseamnă asta? Dacă observați, slide-ul din pasul 10 e despre creșterea în sus și diferite instrumente prin părți. Trebuie să continui să intri în detalii. Trebuie să continui să te dezvolți. Să ai grijă de personal branding, deja să-ți crești costul de servicii, să crești ca calibru. Deseori, freelancerul nu poate să asigure acest moment. Deci freelancerul nu are... Freelancerul care face pasul 10, de obicei asta este o mini-agenție. Dar dacă vrei bani mai mulți, vrei un flow mai fain, trebuie să... înțelegi că există nivele și în cadrul acestor nivele există instrumente. Eu numesc asta dezvoltarea pe spirală. Tu la început ești la început și ție nu-ți trebuie nici pagini de Facebook, tu pur și simplu ești și faci. Pe urmă tu vrei 3, 5, 10, 20, spre exemplu noi în agenție capacitatea este de 50 de clienți. Vă imaginați că 50 de clienți nu poate să vină din cauza că eu vreau. 50 de clienți pe lună, asta sunt în jur de 100-200 de clienți pe an, pentru că unii pe lună, unii pe o campanie, unii pe 3 luni, unii sunt la noi deja de 5 ani tot. De ce în formatul ăsta foarte mult contează. Dumitru, cursul tău de astăzi este fantastic. Eu îl aveam în cap, dar fără detalii, fără slide-uri. Mulțumesc, abia aștept să termin cursul de digitalizare și să încep. Pietru, cu drag, mulțumesc pentru feedback. Neapărat implementează și mă bucur că putem contribui. Cristina, unde găsim clienții? Clienții găsim în câteva variații. Dacă vă amintiți, unul dintre pași era prietenii. O, știu că mulți să spui, Dumitru, nu cu rudele, nu, eu vă înțeleg, eu lucrez cu rude, asta e slojna. De ce? În contextul ăsta e foarte important să înțelegeți că există, iarăși, instrumente și dacă voi nu le puteți accesa, o să trebuiască să vă coborâți planca și să vă duceți pe la prieteni. Da, întotdeauna când tu promovezi afacerea unui prieten, el vrea reducere sau tu nu poți să-i vinzi sau să șeri bani la dânsul, mai ales dacă asta e soția ta sau soțul. Și atunci trebuie să faci pe geaba. De ce? Încercați să creșteți pe această spirală. Când voi luați acești primii 3, 5, 10 gratuiți, ei îți povestească la povestitori. Dacă voi o să vă ridicați la primii cu reduceri de price dumping, ei îți povestească la povestitori și o să fie vizibilitate. Pe lângă asta, când spuneam că voi începeți să urmăriți, voi o să observați că speakerii, că acești experți se duc la anumite evenimente offline, ei sunt în anumite grupuri, ei vorbesc despre anumite lucruri. Și că și voi încolo trebuie să vă duceți. Dacă voi sunteți din Moldova, România, social media în culise, unul din grupuri în care sunt tare deseori discuții. Apropo, grupul social media în culise sau alte grupuri care mai sunt specializate pe direcția de social media sau parte copywriter sau parte designer sau fotograf sau oricare din profesie aveți grupuri specializate. Acolo este o chestie care nu o folosesc jumătate. Noi când eram la nivelul torațiilor să primim clienți din așa canale, în primii 2 ani de zile. Noi făceam un lucru foarte simplu. Fii util. E ca când urmărești grupurile și când acolo cineva întreabă, dar nu știți cum problema asta se rezolvă. Tu intră în comentariu, dar trebuie să știi shake, nu pur și simplu să vrei. Și răspunde la întrebare. Când clienții întreabă în feed la dânșe, când voi vedeți undeva problema care o expun pe nișa voastră, expuneți-vă. Și o să vedeți că întâmplător o să înceapă să vadă oamenii că Coita, Mișa, Galea, Petea, Larisa, Ioana, să apar tot mai des. Și ei clichează pe profil și intră și se uită, dar cine e ăsta? Văd un site și se începe dansul. De aceea, cu siguranță, elementul ăsta contează foarte mult. Să fiți în grupuri specializate. Deci, prietenii, da? Primul cerc. A doilea cerc, business-urile adecente. Eu, la 19 ani, am plecat în Sankt Petersburg. Am plecat în Siberia, dar am fost și în Sankt Petersburg, acolo am trăit. Lucram într-un teatru, un musical, și m-a dat afară și eu am rămas în stradă. Era decembrie, ninge și eu eram cu cimadanul. El cădea în zăpadă și eu mergem pe acest Nevski Prospect. Este așa o stradă, ca Ștefan cel Mare în Chișinău sau în orice țară este strada principală. A doua zi eu am intrat în jur de vreo 100 de locații. Eu pur și simplu intram din ușă în ușă. Eu nu aveam încotro, eu nu puteam să revin acasă, pentru că eu plecat am să lucrez la 19 ani, fiind exmatriculat de la colegiu. Și eu am plecat undeva departe, eu 20 de ani, tânăr, ăsta era tare, tare de mult. Tare prost era. Respectiv, peste ceva timp, eu am găsit un restaurant. Un restaurant în care se făceau săli de nunți și s-au devenit a fi că proprietarii erau ceva legătură cu Moldova. Și ei, cumva, brat, vazmeom de la împămoș. Cel mai des este că voi vreți ca clienții la voi să vină pentru că voi vreți. Dar nimeni nu vrea să iasă, scoboare din căruță, să calci în glot, să treacă drumul, să apropie și spui, bună ziua, eu mă numesc Dumitru, prestez servicii social media, vouă nu vă trebuie. Și voi spuneți, da, dar păi ei și asâmblui să mă umilesc în fața la tăți. Adică tu vrei ca clientul să-ți dai ție 200 de euro, adică 2000 de euro pe an. Și tu, el să vină la tine pentru că tu vrei asta? Ce ai făcut tu pentru dânsul? Pentru o industrie dată. Știi ce am făcut eu pentru asta? Timp de 7 ani de zile, noi făceam minim câte 10 evenimente offline în care cheltuiam minim 500 de euro pe fiecare eveniment. Offline. Arendă, studii gratuite. Noi am făcut zeci de experimente în toată tema asta. Și mulți se uită la experiența noastră, inclusiv, și spun, dar așa mă uit eu, așa mă uit, cât zice, 200 de oameni, cât e 9 euro. Dacă am 200 de oameni dau câte 9 euro, asta sunt 1800 de euro. Păi nu rău, e Talmazan, așa se poate făcut webinare. Adică, crezi că așa-i? Din 200 de oameni, 10 au clicat pe link și 5 au cumpărat. Ia, apropo, spuneți-mi, cine a procurat webinarul? Cursul de digitalizare. Dați-mi un feedback acum și un argument pentru cei care încă se mai gândesc și nu știu ce să facă. Cine? Spuneți-mi, eu, dați-mi să văd câți au fost receptivi în direcția asta. 1, 2, 3, 4 sunt, 4 ai mei sunt. Sunt mai mulți. Sunt mai mulți. Super, vă felicit. Curând o să luăm legătura cu voi. Chiar mersi. Și acum, noi ne dăm seama că de această dezvoltare continuă presupune că voi trebuie în acest pas 10 să ajungeți acolo. Și dacă voi ați înțeles că voi vreți mai mult, trebuie să măriți prețul. Atunci trebuie alte instrumente. Cât timp o să vă iei tot momentul ăsta? Adică cât timp o să mă iei tot momentul? Câteva scenarii. Atent pentru toți cei care vor să își dea seama să intri în dansul ăsta sau nu. Deci, pasul 1 și 2, maxim o lună de zile. Deci, elementul de calibrare a timpului și elementul de identificare a pe ce rețea socială voi să fiți, la acest moment nu te gândești mai mult de o lună de zile, se decide într-o seară, într-o săptămână, dar gen dacă tu te apuci din luna martie, în luna martie tu decizi. Pasul 3-4, adică să începi să dai follow și să începi să urmărești domeniul, durează în jur de o lună, două. În aceeași lună, când tu te-ai decis, tu deja începi să dai follow și să lucrezi în direcția asta. Respectiv, tu în jur de 2 luni de zile trebuie să urmărești pe cineva ca să-ți dai seama, tu o să nu urmărești continuu. Dar deseori în site o să meargă după prima lună. Nu după prima zi. Tu ai început să urmărești pe Talmazan și ai văzut că el face webinar și îți pare asta. Nu, tu o să vezi tare multe scenarii. De comportament, de dialog, de oferte, de culoare, de haine, de oameni, de context. Tare multe să vezi. Dar dacă tu urmărești de un an de zile, cu siguranță tu vezi și evoluția lui. Are căciulă, nu mai are păr. Digital, baby. Pasul 5. Instruirea maxim o lună de zile. Deci tu poți să asiguri că în 2-3 săptămâni tu să termini câteva cursuri și din prima lună tu poți să începi. 6, 7, 8, adică acțiunile paralele, cât lucrezi, prestezi servicii gratuite sau un price dumping, sau pasul de decidere maxim în 2 luni și în sus. Pasul 9, creșterea, maxim 2 luni de zile. Și în final noi avem așa un scenariu. Dezvoltarea continuă. Scenariul este că tot acest proces din 10 pași, asigurarea flow-ului de rezultat financiar cu 6 de care, poate fi asigurat în 3 scenarii din experiența noastră. Noi avem programul de Mentor My Business în care noi am testat asta și eu am văzut asta și la alții, nu odată. Deci există oameni care să facă tot ce eu am spus în 10 pași de la 1 la 3 luni de zile. O parte din voi deja au făcut ceva și ei numai să ajusteze și ei în o lună, două, gata, au zburat și cineva și-a deschis și agenție. Sau cineva deja și-a stabilizat 2-3 clienți la care prestează servicii de când 2-3 ore și are un 600, 500, 400, 300 de euro. Există a doua categorie de oameni, ea este într-o mărime mai mare, este de 12-24 de luni. De ce? Pentru că o să dedicați puțin timp, pentru că sunteți lenoși, pentru că întotdeauna este bă, la mine am oia copilul trebuie să duc la grădiniță și pe urmă eu să mă apuc, la mine am oia business-ul trebuie să... E tare, multe sunt. De ce voi să fiți în jur de 12-24? Dar dacă voi după 24 nu aveți rezultat și încă sunteți în tema asta, voi aveți cea mai mare greșeală că voi trebuie la 12 să închideți tema asta și să nu vă asociați cu domeniul de social media și cu să prestați servicii în direcția asta. Eu maxim aș dedica 12 luni în care voi să vă calibrați să eu sau nu să eu în tema asta. Și scenariul ideal este 6-10 luni. Eu cred că în 10 luni de zile, în 12 luni de zile, în 6 luni de zile se poate de format o carcasă, un schelet a unui specialist care se poate să fie numit un freelancer calitativ care să fie cu un grad de încredere și cu un program flexibil și cu un venit cât de cât stabil. Dacă faci tot procesul acela și încă are caracteristica lui internă. Uitați-vă, dacă ești 200 de oameni, 300 de oameni cât sunt în live, toți mâine încep freelancing-ul, toți să aibă rezultat. Nu, pentru că pe lângă faptul că voi ați auzit o informație, există și încă voi, există această pele cu parametri de dorință de a face. Și cineva mâine să duc și să înceapă, dar cineva spune, tare interesant training, dar... nu știu. Dar precis scenariul ăsta este real. Dacă voi ați trecut toți pașii, vine momentul când vrei mai mult. Mai mulți bani, mai mult, vrei mai mult. Trebuie focus. Vă rog mult, acest slide, scrinuiți-vă, dar trebuie focus. Nu fiți ca cei care vor să trăiască doar momentul. Vor să iei 300 de euro de client și să dispară și dacă acolo nu e important amâia cash-ul, să luăm și să ne ducem la mare. Focusați-vă să fiți buni, focusați-vă într-o direcție. Ați stabilizat Facebook-ul, luați și Instagram, ați stabilizat Facebook-ul, luați și TikTok-ul, ați stabilizat publicitatea, luați și contentul, ați stabilizat publicitatea, contentul, Facebook, Instagram, luați și production-ul, ați stabilizat, mai luați și site-uri. Pentru că mulți noi suntem agency full service, facem logotipuri, site-uri, Facebook, Instagram, Google și tot asta un om. Și pe urmă în piață începe, dar nu că e designer ăștia, că nu-ți fac un site 200 de ani treci. Și așa și este. Pentru că ei fac tot. Fiecare companie de design aproape îți prestează servicii de social media. Fiecare companie de social media îți face și design și site-uri și încă este și cel mai bun integrator de CRM în Chișinău. Focusați-vă. Și când știți precis că piața v-a dat credit din credere că ești bun, dă-i gazul la următorul nivel. Pentru că ți-ți ajunge e ca și bani din nivelul în care tu ești amuia. Pur și simplu tu o faci superficial și tu nu-ți deschide gura să spui 500 de euro. La noi consultația de o oră costă 150 de euro. 150. Ni se deschide gura. Pentru că eu știu să umplu această oră cu ceva util. Nu-ți place? Nu înseamnă că gura mea n-a sfârșit lângă tine. Dar asta este realitatea. 3 ani în urmă putem eu? Nu. De ce? Pentru că nu-ți deschidea gura? Nu, eu putem să vorbesc. Dar eu nu putem să-ți umplu eferul. O consultație la noi, un program de 6 luni de zile costă 6.000 de euro. Un training costă 100 de euro, 5 euro, 9 euro. Toate acestea nu sunt pentru că eu vreau. Dar pentru că în spatele ăsta stă 7 ani, stă echipă și stau investiții de timp, de resurse și ultimul training care l-am cumpărat în marketing costă 150.000 de ruble. De săptămâna trecută am cumpărat 3 traininguri de digital marketing, project management și marketing clasic, în care ne-am dat 700 ceva de euro. Eu văd valoare, eu fac acțiuni. Și eu azi pot spune, da, eu pot să arăt cifre cum noi facem 100-150.000 profit pe an de euro. Vrei așa? Hai cu noi! Nu vrei! Vrei mai puțin super, mai puțin efort. O să vezi mai des copiii. O să te odihnești mai des. Pentru că în stories-uri la mine n-ați vezi mult odihnă. Deci e și despre om aici. Da? E om. Câți bani? Cea mai importantă întrebare. Câți bani vrei să faci? Spuneți-vă, vă rog mult, după tot ce ați auzit voi, după poziția voastră care voi ați avut-o în viață și în contextul acestui topic de freelancing, în care ori voi sunteți proprietari de afaceri și vreți să faceți prin social media acești bani, ori voi sunteți agenții, ori vreți să faceți agenții, ori sunteți freelancer, câți bani voi vreți pe lună? Cât timp mi-ați spus? De la 2 la 6 ore, 8 ore pe zi. Câți bani voi vreți să faceți? Și acum, haideți să fim sinceri, nu genul eu acum v-am inspirator, mustrator, dat argumente și voi spuneți, nu, 166 de euro. Nu, că cât vrei tu? Că câți bani tu vrei să faci? Despre ce sumă noi discutăm? Poate eu pot pur și simplu să asigur acești bani și tu să nu streci piața și nici nu devii jucător. Poate acolo sunt 2 lei. Nu, eu pur și simplu iau. 500.000 de euro. Haideți, eu vreau tot să răspundă, vreau să văd 289 de comentarii aici, pentru că sunteți aici, pentru că eu aici vă cladăvăiți, dați și voi o leac din deget, vă rog. Eu vreau să văd comentariile 700, 10.000, plus minus 1.000 de euro, apoi plus sau minus 1.000 de euro, minus 1.000 de euro asta e 0, 3.000 de euro, cât o să fiu capabil, Mihaița, nu, cifra. Nu de astea. Cât mai mult, cu atât mai gine. Nu, concret, ce la tine în cap? E 300 de euro sau e 4.000 de euro? Eu cu 200 de euro nici nu lucrez. Dar că, spre exemplu, Mihail a spus că pentru mine e ca așa, pentru că eu am o oră de vreme, pentru că eu știu și pot și eu știu că eu cu 200 de euro pe urmă să mă ridic. Acum eu vreau cât? 2.000, 5.000, 3.000 de euro, 900 de euro, 500 de euro, 1.000 de euro. 1.000, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 2.000. Pe lună. Noi vorbim pe lună acum. Da, asta noi vorbim 20.000 de euro, 50.000 de euro, 100.000 de euro, 70.000 de euro pe an. Aproximativ 800. De la 700. 5, 7, 1000, 2. Acum, minim cei care au răspuns. Minim cei care au răspuns. Vă rog să-mi scrieți. Cât timp? Prima cifră. Asta e ora, da? Eu o să văd 3, 2, 1, 7, 6. Cât timp? Cratimă. Suma pe care voi sunteți gata să o investiți ca să faceți acești 100.000 de euro pe an. Cât timp pe zi? 3 ore, cratimă, 2 lei. Da? Două cifre să fie. Prima cifră eu o să o citesc ca ora pe zi, iar a doua cifră, suma totală pe an, care tu ești gata să o investești ca să faci o profesie sau un vector sau un profit adițional. 0 poate fi, pot dedica 2 ore, aș vrea să dedic 0 lei, 0 euro pe an. 5 ore pentru 1.000 de euro. 5 ore pe zi și vreo 1.000 de euro aș investi. Haideți! Eu sunt sigur că amuia voi, eu sper că voi nu prindeți amuia firul, că eu vă întreb pentru că amușa să vă bag vreun produs și nu, acum eu sper că la voi se unește niște conexiuni dintre cauză și efect. Da? Dintre elementul că vrei 10.000 de euro, dar vrei să cheltui 500 de euro, vrei 80.000, dar vrei 2 lei, da? 3 ore 200 de euro, Mihaela spune, Galena 3 ore 500 de euro, 10 ore pe zi 2.000 de euro, 8 ore circa 3.000 de euro aș fi gata pe an să investesc, 3 ore pe zi vreo 1.500 eu aș da, pentru că 3, 1.500, 4 ore, așa, ok, ok. Ia că Cristina a spus că 3 ore pe zi, vreo 50 de euro aș investi. Bun. Uitați-vă cum eu văd lucrurile. care este experiența mea și viziunea mea asupra profitului pe care voi puteți să-l câștigați fiind un expert, un specialist în social media, pe una din direcțiile, pe una din formele pe care noi azi le-am discutat. În primul an, eu văd că ușor se poate de făcut, 1000 de euro, dedicând 2, 4, 5, 6 ore pe zi, cu o investiție de 500-1000 de euro pe an în instruire, în care tu vei dedica mai mult timp de sine stătător să faci. Dacă totul se primească ok, în următorii 1-2 ani de zile, adică în 2-3 ani de zile, tu poți să câștigi la 2-5.000 de euro, dar aici tu va trebui să migrezi în zona pașilor 7-8-9, în care tu să descoperi alte direcții. Pentru 2-5.000 de euro trebuie să faci două lucruri, sau să fii foarte networking manager, care se poate să vândă organizațiilor mari, sau știi limba engleză și poți presta servicii internaționale, sau să fii foarte bun și să te angajezi ca un director de marketing. Și atunci poți 2-5.000 de euro pe lună să faci. 2, 3, 4, 5 ani de zile, de la 5.000 de euro în sus, asta este exclusiv agenții. Eu personal nu cunosc niciun freelancer, poate ei sunt, cu siguranță, care face 5-7.000 de euro pe lună bani. Și el e freelancer, n-are firmă, n-are nică, el așa 2-3 ceasuri pe zi și își duce acasă. Nu, n-am întâlnit. Am întâlnit agenții. Am întâlnit agenții care pot să ofere acest statistic. Agenția mea are așa statistică. În care profitul curat care îl scoatem este de la 5.000 de euro în sus. Respectiv, asta înseamnă 50.000 de euro pe an. Asta înseamnă 50, 70, 100 de mii de euro pe an. Respectiv, partea de investiție, care este pentru așa sumă? Timpul, sănătatea, cunoștințele și o dorință extremă să rupi. Nu așa, să rupi. Cel mai des și cel mai clasic. Eu văd scenariul de 1000 de euro pentru freelancerii care aici au spus că sunt gata să investească până în 500-1000 de euro. Pentru voi este acest scenariu. Vor fi excepții. Eu nu vreau să descurajez, voi puteți să faceți minunea și să găsiți un client care e gata să vă plătească pur și simplu pentru că voi sunteți. Dar dacă eu, rolul care eu l-am în fața voastră, eu operez cu niște termeni generali. Respectiv, noi avem aici un scenariu că avem că ne trebuie vreun an de zile și noi putem să facem câteva mii de euro pe lună. Pentru asta trebuie să investim o leac de timp și o leac de bani. Dependență cât timp ai, o să conteze câți bani tu investești. Ceea ce e important este că din toate webinarele, din tot ce eu am vorbit, elementul pentru voi este că toți voi, în continuare, aveți trei oportunități, trei căi. Vreau să fiți atenți și să mă ascultați acum ca într-un format de sfat vector. Deci, imaginați-vă trei căi care ne stau acum în față. Voi ați trecut acest webinar și voi deja puteți să luați anumite decizii. Prima cale, pentru voi este ca din cauza că ați ajuns întâmplător sau nu este oportun, nu este prioritar, totul să rămână cum este. Să faci și ce ai făcut, cu rotațiile care le-ai făcut, cu tempoul, cu oamenii, cu abordarea, cu cunoștințele, cu resursele care le-ai dedicat și cu rezultatele pe care le-ai scos. Totul să rămână cum este pentru că te aranjează sau încă nu așa de tare te doare, nu încă așa de tare frige. Deci asta este o cale destul de corectă și nu critic și este loc a fi precis. A doua cale este să te descurci singur. Ce înseamnă să te descurci singur? Asta înseamnă că tu începi acei 10 pași. Tu revezi webinarul nostru. Tu începi să urmărești acei oameni. Tu începi să sepi ca mine 7 ani în urmă, dedicând 10 de ore noaptea să ascult despre YouTube ce înseamnă Facebook Pixel, să fiu unul dintre primii integratori a business managerului, pixelului, tag managerului, conversiilor în Republica Moldova și nu doar, să fiu primul om care, cel puțin public, eu alt om nu știu, care a primit certificarea Facebook, nu e despre laude, asta este despre o muncă asiduă, încercați să dați examenul. Mai sunt oameni care au dat. La timpul în care eu asta am făcut, când nu erau traininguri, asta era foarte greu. Pentru că eu trebuia să citesc în limba engleză termeni care eu nu le puteam să le aud în altă parte. Azi eu vorbesc despre asta, alții vorbesc, alții și vouă este mai ușor. Și tu poți singur să te descurci. Doar fă-o. Începe să răspunzi la cei 10 pași. Și fă o chestie care n-ai mai făcut-o până acum, care te-a oprit, nu știu de ce. Dar fă-o. Pentru că tu meriți să câștigi 200 de euro pentru o oră, pentru un client care tu ați face ce poți. Dar dacă nu poți, începe să te instruiești. Începe să crești ca să-ți capitalizezi abilitățile. Și a treia variantă este să implementezi tot ce eu azi am vorbit pentru voi în maxim o lună. În maxim o lună. Noi vorbim aici de oportunitatea minimum să clichezi, să scrii pe Talmazan School despre cursul primii pași în social media. Și în maxim 3-6 luni de zile există posibilitatea să îți ridici propria agenție sau să-ți calibrezi abilitatea de freelancing. Dar înainte să-ți spun cum poți să o faci, să recapitulăm cei 10 pași. Deci, primul pas care tu trebuie să faci dacă vrei să te apuci normal, este timpul. Răspunde cât timp ai la dispoziție. După care direcția, pe care din rețele socializare punem focus. După care găsim lista, dăm follow și înțelegem ce înseamnă, ce ascultă, unde se uită, ce citesc, ce văd, cei pe care noi le-am dat credit de încredere. Începem să analizăm, să citim în domeniul în care noi am mers. Dacă asta e copywriting, noi trebuie să mergem în copywriting. Dacă e design, începem să cunoaștem multe chestii. Începem instruirea la oamenii care noi le-am dat credit, acel follow sau alții, noi începem să trecem cursuri de instruire. Primul va fi necunoscut, primul va fi greu, al doilea va fi mai ușor, al treilea încă. Pe măsură ce voi veți face acești pași, voi veți înțelege și spun eu amu. Mulți oameni și aici, vă rog frumos, dacă sunt printre cei care ne privesc, absolvenții noștri, confirmați-mi, vă rog frumos, printr-un da lung. Dacă a fost așa ceva, când voi ați început, când prima oară ați făcut cunoștință cu Dumitru Talmazan și cu Talmazan School, când ați început primul training, parcă erați în tundră. Eu vorbeam, dar la voi e și așa, no signals. Dar după o lună, 2, 3, 4, 5, au început să se aranjeze. Și când eu începeam să vorbesc, sau vorbesc amuia, la voi... deja era clar. Ai, ia că și eu vreau să zic el pe landing page, de mă uitam și zalăpâ, și asta lips, sau și asta limb biscuit, și asta lăpâ, păi asta e landing page, Mike Sfint. Adică, mulți au așteptarea că eu mai vorbesc, dar nivelul care eu mai vorbesc, vă spun, asta e 0 plus, asta nici nu e nivelul întâi, asta e nivelul 0 plus, eu nu vorbesc că e mai complicat, asta e apșoară. Asta e apșoară pentru start, nu ca conținut, dar ca ușurință. Carnea e sus. Vă trebuie să rugumați repijor manca și să mergem când ne cresc dințe. Trebuie să chiși dințe și dureros. Pe urmă să facă niște dinți ca să mâncați carne crudă. Acțiuni paralele, neapărat acțiuni paralele, nu lăsați. Până când n-ați ajung expert, n-ați mă apuc de freelancing. Nu! Fă și faci, continui, începi să faci gratuit, începi să faci cu price dumping, începi să te decizi dacă ai ajuns la o etapă, să crești și te dezvolți. Respectiv, acești pași sunt foarte importanți. Acești pași sunt cei ce eu aș recomanda copiilor mei, dacă vreți. Acești pași sunt cei ce azi pentru mine este nu că melanholie, durere, dar este un fel de insight. Eu mă mândresc că am trecut prin pașii ăștia. Eu mă mândresc că eu am făcut ceea ce am făcut până azi și pot să asigur un alt flux companiilor care le administrez sau un alt vector, alt limbaj, alt libertate, caif care eu l-am în discuțiile cu voi. Pentru că nu am sărit deodată din cauza că mama mea a fost speaker în Facebook și din cauza asta mi-a venit așa genetic toată tema asta. Nu e genetic. Deloc. Vă spuneam despre cei 3 căi. Nu fănică. Și acești pași pentru tine nici nu trebuiesc. Fă ceva. Singur. Nu cheltui bani. Dacă n-ai bani de investiții, ori nu știi cum să le găsești, ori nu vrei, ori nu înțelegi prioritățile sau altele, începi singur, dă-i bătaie. Ia un curs de 9 euro, du-te în YouTube, du-te gratuit, este, fă ceva. Dar nu fă ale hamete, fă ceva bun, ghini. Sau vă spuneam că pot să vă povestesc cu ce putem să vă oferim, cum putem să fim utili noi. O să apară un buton în câteva secunde. Și eu vreau să fiți foarte atenți, să clicați pe el când o să vă spun eu, încă nu-l publicați. Pentru că este extrem de important ca pe el să clicheze doar cei care o să înțeleagă și eu vreau să spun. Avem noi un program. Și eu nu vreau să vă vând acum programul Mentor My Business, dar noi avem un program. Acest program este de instruire, mentorat și consultanță pas cu pas. Acest program a trecut foarte multe persoane, începând la artiști, cum Palade, cu care lucrăm încă acum, Olga Manciu, companii ca Dulcinela, freelanceri ca este Mariana, este Anișoara, este Tatiana, companii ca Multelecom, Art Granit, Agora, Internews, Ziarul de Gardă, ministere, care au făcut parte din programe de 3, 6 sau 12 luni pentru scopul care el avea un marketing. Fie asta departamente de marketing, fie asta monitorizarea activității de marketing a companiei și a angajaților existenți, fie asta instruirea angajaților și creșterea lor ca expertiză. Freelanceri, noi ridicam la un venit de 400-600 de euro în 4-5 luni de zile. Puteți să le scrieți, Ana Moraru, Mariana Dascăl, Tatiana Stasiu, puteți să-i găsiți și să-i scrieți. Poate ei sunt aici, dați-ne un feedback. Ce făceam noi în aceste mentorate? Noi ne întâlneam săptămânal. Săptămânal în care, pe lângă faptul că ei mentorate beneficiați de orice instruire pe care noi avem, aveți întâlniri săptămânale cu mine. Aveți chat-ul cu managerul care vă duce ca proiect. Aveți posibilitatea să discutăm despre, începând de la logotip până la partea strategică de planul de marketing sau audit sau CRM sau site sau orice. Pentru că experiența mea din departamente mari, din departamente mici, bugete mari, bugete mici, deloc nu este vizionar. Ar și ghine să avem site. Nu, eu știu cum asta să faci site. Eu știu cum asta să investești în site. Eu știu cum asta să n-ai angajați. Eu știu cum asta este să nu știi ceva, dar să trebuiască să te înveți. De aceea, mentoratele noastre sunt foarte tehnice. Și dacă o să întrebați participanții noștri, domeniile lor au fost diverse și noi am reușit să aducem, cred că la 90% rezultatul care am vrut. Au fost și câteva persoane care nu au reușit. Spre exemplu, noi avem două participante care, din motive personale, au oprit mentoratul în mijloc și noi n-am continuat mentoratul. Ei nu sunt mentorat din cauza noastră și au schimbat vectorul. Pur și simplu a spus Dumitru, sorry, Ana a plecat în imobiliare, Victoria a dispărut. Eu a chitat, dar nu a terminat. Respectiv, în sensul ăsta, e foarte important să înțelegeți că dacă voi vreți să înțelegeți cum lucrează programul de mentorat, ați vrea să beneficiați și de niște fișiere adiționale, cum se face analiza și auditul. Există un buton acum. Acest buton este de înregistrare la un workshop gratuit în care eu, nu ca webinar, dar ca Zoom, o să fie un workshop în Zoom, unde o să vă conectați și voi, o să primiți informația cei care o să se înregistreze. O să discutăm despre ce înseamnă programul de Mentor My Business, dacă vreți voi să beneficiați de el. O să vă povestesc cum creez un departament de marketing și la care pași atrag eu dacă să alegem departament de marketing. O să vă dau câteva fișiere, pentru că ce va fi la acest workshop este, vă spuneam, 1 minim 2 ore Zoom, o să prezentăm programul, o să răspund la întrebările voastre și fișiere utile, aici ne referim la raportul pe campanie publicitare, ecosistemul, noi ne referim la planul strategic de lucru, aceste tabele, de regulă, inclusiv o parte din ele le primesc oamenii care plătesc pentru programele. Programele la noi nu sunt cele mai scumpe, nici ieftine, ele variază de la 3 la 10.000 de euro pentru un an de activitate, dar eu vreau să înțelegeți o chestie care a trecut-o tare mulți oameni. Asta sală, eu vorbeam despre social media, un eveniment la Leo Grand, unde au fost 1000 de oameni. Astea sunt feedback-urile care confirmă că noi nu suntem de ieri și noi facem ceea ce spunem. Găsiți în YouTube, scrieți Talmazan School Feedback. Din 2017 sunt playlisturi în Talmazan School cu cine este Dumitru și în ce direcție el merge. Cu siguranță îi dau posibilitatea să mi adresați și întrebări și să mă citesc din comentarii. Doar înainte să vă spun un ultim gând important legat de acest workshop. Vă înregistrați acolo dacă voi ați vrea să vă dezvoltați ca freelancer în cel mai scurt timp posibil. Noi, apropo, avem așa o practică faină că la freelancer încă le mai dăm și clienți. Și ei câteodată din prima lună, dacă lucrează tot ok, într-un an de zile un client le aduce 2000 de euro. Și din 2 clienți răscumpără investiția. Cu companiile de la zero ajutăm să-și ridice afacerea. Acum, în România, chiar avem un participant de vârstă înaintată, nu are 18 ani, peste 50, care deschide agenții de digital marketing. Și din webinar a cunoscut pe noi. Și noi lucrăm în cadrul programului cu el. Avem spitale, avem clinici, avem saloane, avem centre. Nu în Moldova, în Franța este BA Center, în Italia există BTND, în Chicago există social media, în Franța există frumusețe, în Moldova și freelancing și avem și site de job și ferestre, adică foarte multe domenii. Asta doar în mentorat. Respectiv, dacă voi vreți și dacă vreți fișierele, ori vreți puneți întrebare, noi înainte dădeam oferta, cine vrea cumpăra. Acum am decis că vreau să discut, pentru că noi nu putem să vă luăm în mentorat dacă voi nu sunteți gata să lucrați. Ca freelancer, ca business. Deci, dacă eu acum vorbesc și pentru voi este relevant tot ce am spus eu și voi ați cumpăra cursul, ați clicat pe acel link și vreți un mentorat, încercați să vedeți dacă next step-ul, acel a 10-lea pas, da? A 9-lea pas, pentru voi e relevant și voi vreți să-l atingeți mai repede, atunci e nevoie doar să completați formularul la workshop, care este gratuit, care va fi în Zoom și acolo noi să ne vedem, să vă povestesc despre departamente de marketing, despre Mentor My Business, despre istoria de succes a clienților noștri și despre cum putem noi să vă ajutăm pe voi, unde voi să vă spuneți fiecare problemă, iar eu vă voi da feedback. Eu sper că asta e fair play, iar cei care o să vrea programele noastre, acolo o să aveți posibilitatea să primiți ofertă. În altă parte voi nu o să vedeți. Dacă voi amu vreți, azi seara, și mâine îți vă dau contul de plată, scrieți în Instagram, talmazan.md, Dumitru, vreau mentoratul. Nu contează cât costă, vreau. Dar dacă voi mai aveți nevoie să luați decizii, atunci vă aștept la workshop. Oameni buni și frumoși. Sesiunea de întrebări-răspunsuri pentru cei care au așteptat conținut. Până aici a mers ostașul. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că voi ați fost receptivi, pentru că ați fost mulți, pentru că ați dat întrebări, pentru că mi-ați răspuns la întrebările mele. Cei care au încă întrebări și eu întâmplător n-am văzut comentariul vostru sau n-am răspuns, atunci eu încă sunt aici și pot să răspund. În caz contrar, dacă vă grăbiți sau deja e timpul să plecați, atunci vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, vă doresc succes. Făcând un stories, tăguiți-mă, talmazan.md, talmazan.school, să văd că priviți webinarul acum cu noi și cu drag continuăm comunicare pe rețele socializare, indiferent care sunt ele, suntem tot. Iar cei care mai au răspunsuri și nu se pot să-și petreacă ziua în continuare ori să trăiască mai departe liniștit, puteți să scrieți în întrebarea și eu o să încerc să nu scăp întrebarea și să vă dau răspuns chiar acum. Așa, când e valabilă oferta primii pași? Oferta e valabilă cât merge webinarul, voi clicați, vă registrați în afara webinarului, dacă acest link vă-l salvați, o să beneficiați de ofertă, în afara webinarului această ofertă nu există. Mulțumesc pentru acest webinar, noi o dăm câteodată în live sau în alte evenimente, dar dacă voi o să ne sunați sau o să ne vedem în alt context, e costă 49 de euro. Mersi pentru webinar, foarte interesant, mersi mult tuturor, mersi pentru cunoștințe, cu drag, Cristina, Mihai, cu drag. Primim webinarul înregistrat, dacă v-ați înregistrat, ați trecut toți pașii, cu siguranță. O să primiți o notificare, verificați poșta, verificați chatbot-ul și rețelele noastre de socializare. Cu siguranță eu acolo o să dau feedback-ul pe subiectul, când apare, ce apare, încotro apare. Dacă voi încă nu sunteți abonat la mine sau la Talmazan School, unde puteți primi toate aceste informații, faceți-o chiar acum. Mi spune Dumitru Talmazan? Alături de voi a fost echipa Talmazan School. Vă mulțumesc mult, tare mult pentru prezență încă o dată și ne auzim cu drag următoarele evenimente. Pe curând, v-am cuprins!